Fapte, explicații, declarații. Ale politiciei pe înțelesul tuturor. Evenimente locale și naționale dezbătute la sânge. Argumente. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Argumente la ceas de seară, la sfârșit de săptămână. Tensiuni, probleme, supărări, necazuri, toate acestea ne vor fi prezentate în această seară de o parte din membrii Asociației Acționarilor Star Mod. Bună seara și bine ați venit în studioul Bucovina TV, doamna Elena Crudu, președinta Asociației Acționarilor Star Mod, doamna Doina Lungu, acționar Star Mod, și domnul George Achiței, acționar Star Mod. Haideți să începem cu începutul. Cu ultimele evenimente. Da. Ultimul eveniment, doamna Dana, este că joi, la ora 2:30, am primit un telefon în care mi s-a spus că a făcut AGA cu câțiva oameni care sunt de partea ei și o susțin și au votat-o ca să ne reprezinte la procesul de insolvență care este în instanță. Am închis telefonul și la 5 minute m-a sunat altcineva. Vă rog să mă credeți că în decurs de 10 minute m-au sunat pe puțin 5 oameni. Eu am sunat-o pe colega mea și am spus, uite, Doina, disfria, spune, nu se poate, doamna Crudu, că zice, doar noi am făcut o adresă și am rugat să ne comunice când ține AGA, să mergem și noi, că noi suntem o asociație care avem un pachet mai mare decât cei din societate, mai mulți acționari și trebuia să participăm și noi. Zic, Doina, uite, eu spun, tu, du-te la serviciu și vezi. Colega mea, de bună credință, a dat telefon direct lui doamna Sfarte și a negat, nu este adevărat, nu am făcut AGA. Bun, atunci am sunat pe mai mulți colegi și am zis, măi, hai să facem o adresă corectă, legală, să ne spună dacă a avut sau când va avea loc AGA. Și ne-am dus la ora 3, deci 15 la societate, și am vrut să intrăm în societate, să lăsăm adresa și să discutăm cu dumneavoastră ei. Când i-am făcut o adresă, i-am făcut adresa juristului, noi am mers pe cale legală. Și nu ne-au dat voi, ne-am cuiat ușa, ba mai mult, a chemat bodyguards-ii. Bodyguards-ii au venit, au văzut că suntem pașnici, n-a fost niciun fel de conflict, s-a dus sus fata de la poartă și a spus să ne spună că nu ne primește, că ea vrea să salveze fabrica după ce a dus-o în faliment, vrea să o salveze și că să venim sâmbătă la 9:30. Nu este prima dată când ne cheamă sâmbătă, ne cheamă sâmbătă și ea nu vine. Deci am mai fost chemați și am fost trași în piept. Și atunci am spus că stăm până ies. Ea când a văzut că noi stăm și nu plecăm, deci o chema bodyguards, au scos-o bodyguards înconjurate de bodyguards de șofer și a dus-o și a băgat-o în mașină fără ca noi să o agresăm. Noi am întrebat-o atât, de ce nu ne-ați anunțat că ați făcut AGA, pentru că noi am făcut o adresă. Și au spus că eu lupt să salvez societatea, nu să fac ședința AGA. Dar până a venit ea, au ieșit ingineri, maestri, care au confirmat că au fost la AGA. Și am întrebat, de ce nu ne-ați chemat și pe noi, că noi am cerut să fim. Și a spus că, da, n-am făcut eu convocatorul. Asta a fost răspunsul. Da, deci, pentru a înțelege și telespectatorii, situația se prezintă în felul următor. Sunteți două tabere, care, de fapt, aveți același scop. Da. Sau cel puțin așa se exprimă toată lumea. Ambele tabere vor salvarea societății. Da. Nimeni nu vrea falimentul ei. Nu, dar ne acuză pe noi că noi vrem. Și am făcut în instanță, chiar vă rog să-mi permiteți, am făcut în instanță o hârtie în care am spus clar că noi nu suntem de acord cu falimentul în situația în care dumneavoastră, că nu știți ce hotărâre, veți considera că așa noi suntem de acord doar cu reorganizarea și schimbarea managerului. Deci asta a fost punctul nostru. Dar dacă dumneavoastră veți ajunge la concluzia că luați o hotărâre, noi ne constituim ca și creditori cu 1.300.000 euro. Ea ne acuză că am șantajat-o să ne dea ea 1.300.000. Nu! Noi am făcut în instanță legal. Deci noi am consultat, nu ne-am dus așa noi, că nu suntem, n-am făcut dreptul, dar consultăm pe aia. Și nu spus că este dreptul dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați participat la distrugerea societății, dumneavoastră sunteți creditori chirografari, adică ați investit și nu ați participat la ducerea societății în situația în care este. Doamna Lungu,
în această lună a acestui an se împlinesc 7 ani de la primul proces. Cum e să fii timp de 7 ani într-un continuu război? Este foarte greu. În primul rând, aveam impresia că au trecut un an, doi, trei, și la începutul anului, când am socotit anii, credeți-ne că și nouă ni s-a făcut chiar rău, gândindu-ne de câți ani ne luptăm pentru un drept al nostru. Nu am cerut nimic altceva decât să ni se dea acțiunile. Deci, în momentul... de fapt, acesta este motivul pentru care... Dar am ajuns acum în situația în care nu mai avem nevoie de aceste acțiuni. Deci ne-am privatizat în 1995 și am ajuns acum în 2013 acționari fără acțiuni, pentru că acțiunile sunt în biroul doamnei Sfarte și refuză să ni le dea. Deci refuză. Cui trebuie să te adresezi, nici noi nu mai știm. Pentru că ne-am lovit de foarte... de un zid. De un zid al nedreptății, clădit de unele persoane. Dar spuneți-mi, în toți acești ani, foarte multe procese, și la Suceava și la București, prezentate chiar și de mass media, la ce concluzie, la ce hotărâre s-a ajuns din punct de vedere al instanțelor? Din punct de vedere al instanțelor, eu vă spun pe scurt următorul lucru. Dacă s-a câștigat de către doamna Sfarte, eu nu zic de către societate, pentru că societatea nu trebuia târât în acest conflict. Cel ce o conducea avea obligația să administreze și această situație și să administreze și activitatea societății, pentru că în 2007, când noi ne-am adresat doamnei Sfarte să ne dea acțiunile, datoriile societății erau de 1.700.000 de euro. Sunt datorii din presă, le-am aflat, noi nu am știut de această situație, ori asta este o rea credință să ascunzi acționarilor situația economico-financiară a societății, nu? Se și pedepsește de către lege. În prezent, care este datoria societății din ceea ce știți dumneavoastră? Datoriile din procesul de insolvență în jur de 5 milioane de euro. Noi am spus și revenim. Noi ne-am alipit acestui proces de insolvență, că doamna Sfarte le spune colegilor noștri din fabrică și celorlalți acționari că noi am cerut falimentul. Este o eroare foarte, nu e o eroare, e o... intenționat. Prost intenționată, dar cu intenție membrii... făcută afirmația. Noi nu putem cere insolvența. Puteam să o cerem, puteam să cerem falimentul, puteam. Dar nu te primește nimeni, te duci acolo și ceri falimentul. În baza a ce? Falimentul cere o instituție sau o firmă care are de recuperat niște bani. Și aceștia au fost ANAF-ul. Deci am înțeles, AGA s-a ținut fără să fiți convocați. Da. Cum stați cu pasul? Cu pasul am, după ani de zile, am câștigat procesul de dizolvare a pasului. Bine, cu drept de recurs. Suntem siguri, cu drept de recurs, suntem siguri că va face recurs, dar nu văd scopul unui recurs. Deci, doamna Sfarte, în orice face, nu poate să-și găsească o explicație lucidă, o explicație transparentă. Pentru ce să mai prelungească pasul? Pentru ce ar face un recurs? Dacă noi nu mai dorim să facem parte din PAS, ea nu ne poate obliga. Nici o lege. Ea trebuie să ne dea acțiunile, trebuia să ne le dea din anul 2000, din anul 1999. Poate au existat anumite clauze în procesul de privatizare, se poate să fi fost, și poate nu erau încheiate aceste clauze și atunci, într-adevăr, procesul de privatizare nu s-a încheiat, dar acțiunile trebuiau distribuite acționarilor în anul în care au fost achitate. Acțiunile de la FPP le-am achitat în 1995, noi am dat certificatele pe care le-am primit toți, câte unul, și restul cumpărate cu bani grei, 25.000 de lei în 95, cât costa un certificat, erau bani. Și noi ne-am dus toți frumușel și am cumpărat și le-am depus. Deci, partea de societate cumpărată de la FPP,
pentru ea noi trebuia să ne primim atunci acțiunile, că am achitat partea aia de societate. Iar cealaltă, cumpărată de la FPS, am achitat-o în timp de 5 ani de zile, cu credite, da? Am plătit eșalonat în baza unui contract 367. Am plătit și din dividende, trebuie să recunoaștem. Am plătit, în primul an am plătit numai din salar. Deci să fim sinceri, noi nu vrem să mințim. În primul an ne s-a oprit din salar. În anul 2 s-a oprit din dividende și din premii. Ei, doamna Sfarte spune așa, atât timp cât ați plătit din dividende și din premii, nu mai aveți calitate de acționar. Ori eu de aia am investit ca să iau dividende. Nici de cum să-mi anulez calitatea de acționar. Nu există așa ceva, doamna. Și asta cum ar suna? În altă variantă ar suna donație? Păi, nu știu, asta trebuie să o întrebați. Dar eu vreau să vă spun... Dar și donația o faci cu acceptul tău. Eu nu am acceptat. Eu vreau să vă spun în legătură că ați întrebat cu instanță. Doamna Dana, noi inițial ne-am dus să discutăm cu Sfarte, să facem o AGA. Categoric ne-a refuzat și atunci ne-am adresat instanții. Întâi ne-am adresat ca persoane fizice, ne-am dus și am făcut tabel și am semnat, pe urmă am făcut Asociația Acționar Minoritar. Ce s-a întâmplat? Instanța, prima instanță la tribunal, ne-a acceptat, ne-a dat, am aici hotărârile, pot face dovada, convocarea AGA a stabilit 30 de zile cine să conducă ședința. Dumnealor au făcut la Curtea de Apel recurs. Deci n-am cerut niciun ban, am cerut convocarea AGA că vreau să, și am spus, vrem să știm situația societății. Să știți că dacă societatea a ajuns aici, o parte din magistrați au o mare vină. Pentru că au acceptat toate minciunile și toate actele ei false și a făcut și o ștampilă, asta e altă parte. Și noi am spus așa, doamna președintă, nu dorim altceva decât să convocăm când avem dreptul, că există pasul. Și eu am spus, pasul este o asociație care a cumpărat cu banii mei, în numele meu, numai ca să nu mergem noi. Acel pas nu mai există legal după statut, după în 2005. Ea a venit și a făcut întâmpinare, vi le arăt, semnate de ea, că noi nu avem calitate procesuală, că nu suntem acționari și nici nu avem, nu, că pasul este acționar. Dar, un moment, am înțeles de la doamna Lungu că s-a publicat în Monitor oficial. Lista cu noi. Lista cu acționari. Din 1995. Da, din 95, numărul de acțiuni de la numărul la numărul. Asta este, deci noi suntem, dar la FPP și FPS nu s-a negociat și contractele s-au semnat de această asociație. Așa, avem contracte. În 2009, FPP-ul și FPS-ul, am adresă la mine, vi le arăt, ridică monitorizarea și deci privatizarea era încheiată, ea era obligată să ne dea acțiuni. Dar ce face dânsa? Reușește și îl elimină pe Peter, Dumnezeu să-l ierte că a murit, care și pe timpul comuniștilor ne-a adus de lucru, îl elimină pe Peter pentru... așa zisă datorii, un asociat, că noi am fost 64, am avut noi și a fost un american și de la București. Și pe ăla de la București, prin hotărâri judecătorească că aveau datorii și rămâne un pachet de 36 la dispoziția societății. Legal, el putea să vândă pachetul ăla în 3 ani. Dacă în 3 ani avea obligația. Dacă în 3 ani n-a putut să-l vândă, acel pachet nu mai există. Se redistribuie, crește, nu mai este la dispoziție. Ia ce face? Bun, se redistribuie unde anume? Acționarilor. Deci noi deci care am rămas. Deci este vorba despre un pachet de acțiuni dobândit prin hotărâre judecătorească și ținut la dispoziția societății. Dar tu, ca societate, nu ai voie să-ți deții propriile tale acțiuni. Tu trebuie să le vinzi în termen de 3 ani. Dacă nu le-ai vândut, le distribui acționarilor. Sau, dacă inițial au fost 168.000 de acțiuni, 60.000 de acțiuni sunt cele obținute prin hotărâre judecătorească, le dispar și 100% devine pachetul de 114.000 de acțiuni, acțiunile noastre. Deci nu, alea dispar. Dar el s-a folosit de acel pachet, a prelungit pasul că acel pachet nu s-a vândut, înțelegeți, conform legii 31, pachetul nu mai trebuia. S-a folosit de acel pachet, că nu se poate termina privatizarea, cu toate că noi plătisim din 99, întrucât mai există un pachet de 36.
a mers cu, cum să vă spun, a mers până la curtea de apel și a spus că nu avem calitate procesuală și că puterea lucrului judecat. Ca să descoperim acum, să vedeți instanța... Stați un pic. Doamna Sfarti spunea că nu aveți calitate exact. Procesuală. Curtea de apel ce v-a... E acceptat. Nu, curtea de apel, da, a acceptat, ce a spus ea. Și scrie în întâmpinare că nu avem calitate procesuală, nefiind membrii PAS și nu avem nici calitate de acționar, deși noi suntem tipăriți în monitor oficial al României, deci statutul PAS-ului nu poate infirma acel monitor oficial al României, pentru că ăsta era statutul, el cumpăra PAS-ul acțiunile de la FPP și FPS, dar în numele acționarilor, fiecare după cât a contribuit, că am semnat acolo niște hârtii, am făcut credite, am... Ei, instanța a luat de bun ce a făcut dumneavoastră și a dat drept, ea, așa, mai mult, ne pune pe noi să plătim cheltuielile de judecată, asta e altă treabă. Ei, ce s-a întâmplat? Noi am făcut și la Înalta Curte de Casație și Justiție. Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza minciunilor spuse de ea, menține ce a spus Suceava. Ca să ne trezim în 2011, în urma unei expertize cerute de parchet, că noi am cerut să verifice și asta, că nici OAGA din 2006, expertul, și vă arăt expertiza să o vedeți, nici OAGA din 2006 până în 2010 n-a fost legal, până în 2011, n-a fost legal constituită. Nu există registru de procesul verbal, nu există, mai mult, din 2008, din august, Până în 2010 august n-a avut nici comisie de cenzor, nici Consiliul de Administrație. L-a eliminat pe Dumitriu, care n-a fost de acord cu dânsa, l-a eliminat din Consiliu și l-a rugat pe unul de la București, la Finanțe, care are chipurile și el acțiuni, nu știu în ce măsură, așa, și l-a pus pe ăla și eu când l-am sunat mi-a spus, doamne, eu n-am fost niciodată la nicio ședință, zic, nici când ați fost numit, nu. M-a întrebat prin telefon și am spus că nu sunt de acord, că n-am timp și a spus că așa formal. Deci a confirmat. Omul este director în Ministerul de Finanțe. Deci ea a făcut... Era, nu știu. Este și acum. Deci a făcut ce a vrut ea, cum a vrut ea și ea s-a pus acolo. Mai mult ca atât, nicio ședință a PAS-ului, convocarea AGA a PAS-ului, n-a avut loc niciodată. Ea l-a folosit acest PAS fără să facă ședința AGA să întrebi acționare. PAS-ul este o asociație care la rândul ei are ștampila ei, ștampila PAS-ului, are un consiliu de administrație. Deci are personalitate juridică. Exact. Și doamna Sfarte ce face? Ca să nu ne dea acțiunile și eu consider ca să mă înșele, nu? Ce face? Se duce în 2005 și cere prelungirea PAS-ului. Nu, în 2004. În 2004, dar cum? Printr-o adunare generală nu, a societății Sece Star Mod. Nu, prin adunare, deci, de producții, clar. Mă rog, acolo scrie adunare generală a Sece Star Mod. Nu cu ștampila Sece Star Mod, în care Sece Star Mod hotărăște prelungirea PAS-ului până la vânzarea pachetului. Ce nu era legal. Dar PAS-ul nu avea nici autoritatea să vândă acțiuni. Era o modificare de statut. Și asta nu se poate face la PAS-uri dacă schimbi scopul pentru care a fost înființată. Și prin acest act făcut abuziv s-a schimbat scopul, nu? Deci începi să vinzi din acțiuni. Deci nu mai mă gândesc așa și vorbim... Domnul Achiței, dumneavoastră ce ziceți de toată această... Că nu-i putem spune poveste. Nu, e o tragedie. O tragedie, exact. Asta e mai bine. Nu s-ar fi întâmplat lucrurile astea fără pasivitatea salariaților din Star Mod. Nu poți să fii acționar, mă refer la salariații care sunt în societate, să fii acționar, să fii proprietarul întreprinderii și a societății și să ai această atitudine. Nu pot să folosesc decât tot așa niște cuvinte mai dure, să ai o atitudine lașă și trădătoare. Deci societatea a ajuns datorită atitudinii mai mult decât lași a salariaților. În 2005, când a apărut primul articol, când a văzut, când a vândut corpul administrativ, noi atunci o puteam
da în judecată și să-i cerem cu ce drept a vândut corpul administrativ. Corpul administrativ la etajul 3 era serviciu tehnic. Acolo era, este locul meu de muncă și este proprietatea mea. Nu s-a avut curajul. Nu numai atât. Și în ultimii ani, chiar și acum, în ultimii luni, chiar și în săptămâna asta, mă întâlnesc cu foștii colegi. Au o atitudine inexplicabilă. Despre atitudine, să nu uitați dumneavoastră, o să discutăm imediat după publicitate. Mulțumesc! Am fost pașnici. Am revenit în studio, domnul George Achiței tocmai ne povestea că este nu supărat, dezamăgit de atitudinea celor care astăzi lucrează la societatea Star Mod, sunt acționari și care nu-și cer drepturile. Nu au nicio poziție. Această atitudine inexplicabilă nu găsesc, nu are nicio logică. Nu are nicio logică. Alți salariați, cum este alte întreprinderi, cum este Olchimu, au ieșit în greva foamei, erau în stare să facă orice și au cerut explicații conducerii. Au ajuns până la primul ministru și au cerut să fie pedepsiți cei care au dus Olchimu la faliment. Dar spuneți-mi, domnul Achiței, ce credeți dumneavoastră, de ce adoptă o asemenea atitudine acționarii? Nu știu. Cel puțin cei care încă lucrează. Îi întreb acum, că foarte mulți am sunat. Mulți ne sună. N-ați încercat să discutați cu ba ei? Da. Și ce v-au răspuns? Voi ați și la pensie, lăsați-l da. Și pe noi. Nu. Toate argumentele lor sunt unanimi. În a spune că are foarte multă influență, are foarte multă putere, degeaba ne luptăm cu ea, da? Că nu vom avea câștig de cauză. Da. Această atitudine la lor și această argumente a lor nu este decât Să înțeleg că le este frică. Această atitudine lor nu este decât o lașitate și o prostie din partea lor. Pierd acțiunile. Valoarea acțiunilor din 2000 era de 80 de euro. Sau poate mai mult, sau poate mai puțin. Această valoare voi o pierdeți. Nu numai atâta. Avem șanse foarte mari ca noi care suntem acționari, inclusiv voi, salariații de la Star Mod, în cazul când fabrica este în faliment, noi plătim alături de sfarte, după numărul de acțiuni, plătim toate datoriile fabricii. Deci voi, salariați de la Star Mod, o să vă treziți cu adresa acasă acționarii, în care acționarii care sunt acum, și inclusiv noi, salariații, și să, nu, numai acționarii, salariații n-au, care sunt salariați și n-au, acțiuni. Dar vă veți trezi cu adresă de imputare pe numărul de acțiuni care îl aveți. De ce stați? Mâine ne-a chemat în audiență. Veniți și voi. Avem ingineri, avem tehnicieni. Nu este acolo mâine. Eu am să mă duc. Nu am să mă duc. Deci le-a spus salariaților care n-au acțiuni că voi sunteți acționari. Acțiunile celor care au plecat sunt ale voastre. Așa le-a spus salariaților. Credeți-mă. Mi-a spus salariații. Ne-a expropriat pe noi și a făcut o naționalizare. Le-a spus în față și ei cred în asta. Cred totuși unul. Și negru pe alb. Nu. Dovada că sunt acționari în acest moment o au. Monitorul oficial al României. Noi îl avem. Asta este dovada. Noi acțiunile am spus și ne repetăm. Cine nu cunoaște poate e plictisit de chestia asta, dar cei din societate și cei 1600 de oameni care au lucrat în decursul timpului și care au participat la privatizare sunt interesați de da, așa cum am că mai vin și vor să intre la noi în asociație. Câți membri are asociația? A noastră? Da. Avem aproximativ 400 și peste 25% avem procent din pachet. Dar vreau să vă rog să mă lăsați să spun. Deci, după ce am făcut în instanță și așa, am făcut și o plângere la parchet. Și la dosarul nostru a fost repartizat la doamna procuror, șef Grețcan Crina, la parchetul de pe lângă judecătoria Suceava. Și când a ajuns dosarul la dumneaei, ne-am dus împreună, colega mea nu a fost, am fost noi vreo patru, să discutăm de acest dosar. Ne-a primit politicos și ne-a spus așa, stați liniștiți, sunt
toate motivele să încep urmărirea penală împotriva acestei persoane. Și chiar așa ne-a spus, eu nu primesc nicio influență, eu am casă, am mașină, mi-am atins scopul, nu am de ce să nu merg cu acest dosar la capăt. Și am avut o încredere oarbă. Ca să ne trezim că s-a tergiversat, s-a făcut și o expertiză care este sub orice critică în sfârșit, vreau să vă spun că ni s-a furat acte, adică ne-au dispărut acte din dosar. Declarația directorului Dumitriu Ștefan, dată fața unui organ de cercetare, când s-a dat această hotărâre de neîncepere a urmăririi penale pentru AGA, nu era la dosar. În momentul când am depistat că asta este foarte... Declarația dumnealui fiind în favoarea noastră, da, pentru că domnul este... De asta vreau să vă demonstrez de ce noi n-am ajuns la un înțelegere, pentru că instanța așa a dorit. Deci, când am depistat, am făcut o plângere, normal trebuia să stopeze acel cercetarea în continuare, să se găsească plângerea. Doamna Grețcan a dat o hotărâre, noi am contestat-o la doamna de la parchetul de pe lângă tribunal, doamna Cocârlă, care a dat și dumneai o rezoluție și să vedeți că nu spune că nu s-a început. Declină competența DNA-ului pentru că era mai mult de 1.500.000 de euro. Era corect. La DNA s-a bolmojit că așa, că nu mai este 1.500.000, dar era mai mult de 1.500.000. Și a trimis-o înapoi la doamna Grețcan. Dar când era la DNA, s-a găsit declarația domnului Dumitriu. Unde credeți? În sertar la domnul inspector Murărașu, care a ținut-o intenționat până s-au dat aceste trei hotărâri. Când a ajuns dosarul de la DNA de nou, trimis de către DNA la doamna Grețcan, n-a mai făcut nicio anchetă, cu toate că avea declarația lui Dumitriu, a dat același rezultat. Haideți să lămurim un pic lucrurile. Acest domn inspector este de la Inspectoratul de Poliție, da, care de la cercetării a instrumentat cazul. Da. Da. Inițial cazul a fost la un alt domn. Da, el s-a retras, era... Dar dumnealui foarte corect a încadrat plângerea noastră, da, la neconvocare AGA. Deci conform legii 31 a privatizării nu era AGA legal. Deci atunci, care înainte de a face expertiză, a fost luat și dirijat către acest domn, șeful acestui domn, domnul Negruții, are soția salariată în societate și normal că el trebuia în primul rând să se recuzeze. Eu să-i reproșez, nu altceva. Nu poți tu să-mi judeci un dosar corect câtă vreme soția ta este subalterna lui Sfarti. Nu este subalterna mea, că dacă era subalterna mea, poate îmi dădea mie crezare. Atunci, ca să fii imparțial, spui, nu mă pot ocupa de acest dosar, întrucât soția mea este angajată a uneia din părți. Și dai la un alt ofițer, nu este corect așa? Bine, și cum s-a motivat totuși absența acelei declarații a directorului? Am hotărârea, vă spun eu. Deci cum a fost motivat absența? A rămas la urma dosarului, da, și se că există o posibilitate, a rămas la urma dosarului timp de 2 ani, doamnă, din 9 până în, din 8 până în 2010. Dar asta nu era, adică fără să insult funcția de portar, dar asta nu era declarația unui portar, era declarația unui membru în Consiliul de Administrație, care este în asociația noastră, unui director al societății. Totodată în dosarul acesta au fost declarațiile colegilor noștri din societate care au participat la AGA de atunci, din anii trecuți, când noi vorbim de 7 ani. Aceiași colegi au participat, o parte din ei, și la AGA de miercuri. Da? Și ei au dat declarații că acolo în AGA respectivă n-au reprezentat pe nimeni decât pe ei. Și atunci tu nu poți să faci o adunare generală într-o societate cu 1600 de acționari cu 30 de oameni sau 20 de oameni care se reprezintă doar pe ei, decât dacă ai convocat AGA, nu s-au prezentat acționarii, n-ai avut quorum și a doua zi sau a treia zi repeți adunarea generală cu câți vin, câți își manifestă dorința de a veni. Dar trebuie să faci un anunț. Dar pentru asta trebuie să mă chem și pe mine. Sunt niște pași de urmat. Exact. Da, e legal. Iar în acest dosar, asta spuneam, colegii noștri au dat declarații. Corect, le-au fost frică și au spus, nu am reprezentat pe nimeni. Am prezentat situația subalternilor mei, dar asta era altceva, dar în statutul societății se face reprezentarea prin procură notarială. Deci,
poate să mă reprezinte dacă eu îi dau procură, dacă nu el nu mă poate reprezenta. Ori eu n-am dat, eu personal și nici colegii și mei, nici noi, n-am dat niciodată procură să fim, deci asta este calea legală. Dumnezeu a ocolit calea legală și a făcut cum o tăiat-o capul. Faci un tabel, faci un tabel, da, cu 20, socotește. Acum, în inițial erau 35 de membri, acum faci cu 20, 22, câți? Câți susținători are? Un număr limit? Ba da, există la reprezentare 1 la 40, trebuiau să fie 35 de reprezentanți, da, da, aibă, fără Consiliul de Administrație, că ei n-au voie să reprezinte să aibă pe nimeni. Procură, așa spune statutul. Dar aceea trebuie să vină cu procură notarială. Ori, din moment ce, în momentul în care din societate au plecat atâția oameni, nimeni nu ne-a întrebat de acțiuni, cine vrei să te reprezinte? Da, mie mandat să te reprezint. Măcar o hârtie semnată, nu neapărat cum scrie în statut și probabil și în lege, cu mandat prin procură notarială, care costă probabil niște bani și nu ne permitem atâția oameni. Deci în decursul celor 7 ani ați apelat la instanțe, și la, și la parchet și la judecătorie. Ați apelat și la proteste. Exact. Și în fața societății am făcut. Absolut. Și n-ați reușit să rezolvați? Nu. Și să vă spun și cauza. Doamna Dana, eu vă spun de ce. Pentru că ea s-a bazat pe toate relațiile ei și pe susținerea pe care o avea în instanțe. Pentru că ea a fost protejată de acești judecători care n-au fost interesați să afle adevărul. Noi am spus... Doamna Crudu, este foarte periculos. Ceea ce fac eu că acuz, da? Dar eu am documente. Eu vă înțeleg. Doamna, Eu vă înțeleg supărarea, dar... Nu, dar eu am documente. Tot ce vreți îmi cereți și eu vă dau documente. Deci acest judec... Eu nu acuz pe nimeni într-un mod direct, dar noi am avut un proces în care noi, ca parte, nu am fost primiți în sală. S-a spus că se judecă în sală de consiliu, dar asta înseamnă că cele două părți să participe și noi nu am fost primiți. În acel moment am făcut un protest scris de mână, semnat de toți cei prezenți. Și-am cerut erau cam 50 de persoane. La domnul Hâncu, și-am cerut domnului Hâncu să ne primească și să ne explice. Dom'le, noi am vrut să participăm la propriul nostru proces. Deci domnul Hâncu fiind președintele curții de apel. Da. Nu ne-a primit, n-am primit niciun răspuns. Am primit vreun răspuns? Nu, la acel protest l-am primit. Nu, la ăsta ultimul am primit. Eu vreau să-i spun domnului Hâncu acum, fiindcă a venit discuția, noi am făcut o cerere, vă rog să o vedeți, în care am cerut să fim primiți în audiențe să lămurim niște chestii. Și am să vă spun despre ce este vorba. Eram cu un coleg și dau și numele, domnul Vasilavski, așteptam la ușă să verificăm un dosar. În timpul ăsta a deschis ușa, a ieșit din față în față cu birou, este biroul juriștilor. A ieșit o doamnă blondă, a deschis ușa larg, eu eram prima lângă ușă și a spus Aurel, asta fiind grefierul, te-am rugat să-mi dai dosarul lui Star Mod. Și eu am vrut să o întreb cine este. Colegul meu, cunoscând, m-a tras de haine și a spus, las că-ți spun eu. Doamna, o zis că îl pregătești, între timp a intrat în birou la dânsa, s-a îmbrăcat și a plecat, că dânsa lucrează și la fabrica de bere. Și îmi spune, zice, este doamna Hâncu, mama domnului Hâncu. Și bineînțeles că am intrat la fată, la secretară și am rugat-o să-mi dea numărul de telefon. În momentul ăla am sunat-o, în clipa aia am sunat-o. Și am spus, doamna Hâncu, mă numesc așa, i-am spus cine sunt, civilizat. Vă rog să-mi spuneți ce calitate aveți în acel dosar al lui Star Mod. Că de unde știi dumneata? Zic, eram aici când i-ați strigat lui Aurel să vă deie. Dar ea a început, ce mă întreb? Zic, doamna, vreau să știu, pentru că acel dosar este al meu și eu stăteam la rând să-l văd, dumneavoastră, în ce calitate. Știi ce mi-a dat răspunsul? În primul rând încerca să mă amenință, nu știu, mi-a spus în final, păi m-a rugat doamna Sfartic, suntem prieteni, să-i caut un jurist. Un apucat. Și atunci, nu, un jurist, iar este prea, da. Și atunci eu i-am spus, bun, doamna Hâncu, și l-ați găsit în dosarul nostru? Și ea m-a amenințat că mă dă în judecată și am spus, vă rog să mă dați în judecată pentru că eu îl voi cita și pe grefier și colegul meu și vom lămuri chestia, cum nu m-ați dat dumneavoastră, nu m-a dat. Am încercat atunci să ajung la domnul Hâncu, pentru asta am vrut să ajung la dumnealui, pentru că mi se întâmplă un lucru extraordinar de ciudat. Avem 4 dosare la tribunal, toate judecate de doamna Turculeț, doamna judecător Turculeț. Am încercat să o recuzăm. Deci la insolvenție doamna Turculeț, la dizolvare
mari pase doamna Turculeț. În dosarul lui domnul Tudor este doamna Turculeț. Și mai este încă unul care nu știu speța. Și atunci am zis, domnule, nu se poate întâmpla ca la tragere să pici numai ea. Și am încercat să facem o cerere de recuzare și chiar ne-am revoltat. Să înțeleg, doamna Crudu, că vi se pare suspect? Da, foarte suspect. Foarte suspect. Vă rog să mă credeți, chestia asta pe mine, de aia am și făcut protestul. Și nu vrem să murdărim, că sunt judecători atât de... Am întâlnit judecători, și o să vă dau un dat exemplu, extraordinar de coreți. Nu vreau să-i dau nume, pentru că nu vreau să fie să-i iasă discuție. Da, atunci lămuriți-mă, această doamnă judecător Turculeț, vi se pare că n-ar fi corectă? Nu. Nu mi se pare corect să fim judecați în patru procese. Doamna, vi se pare corect ca noi? Două instanțe să ne accepte la insolvență în cauză și dumneai ei să ne scoată, vi se pare corect? Deci o instanță de la Curtea de Apel și o instanță de la Tribunal ne acceptă ca și creditori în acest dosar de insolvență. Și doamna Turculeț ne scoate din această cauză. Doamna, dar nu suntem, chiar nu avem studii de drept, dar studiem, nu suntem atât de tuți să vede cu ochiul liber. Cum adică mă scoți din cauză? Să discutați cu dumneavoastră. Păi, vă spun sincer, da. Că în instanță eu m-am prezentat, eu am susținut și am rugat-o și am spus că ei au ridicat, și am spus, doamna președintă, sunt două instanțe, una de la curte și una de la tribunal, care ne-a acceptat să fim în acest dosar parte, am făcut și pentru în favoarea societății și creditori. Și am spus explicit că este dreptul nostru. Vă rog să vă credeți că am amânat pronunțarea. Când trebuia să se dea pronunțarea, am mai amânat odată. Asta mă face să cred că s-au făcut presiuni. Asta e părerea mea. Nu știu dacă e adevărat. Și să dea pronunțarea într-o vineri, nu apare pe internet decât marți și unii ne scoate pe noi și BCR-ul. Pe BCR-ul l-a scos legal. Ei trebuiau un 3 ani de zile să-și recupereze banii. Dar ne scoate din cauză. Dar pe noi ne scoate din cauză. Așteptăm motivare. Nu, dar ne scoate din cauză ca să nu mai participăm. Vreau să-i spun doamnei Sfarti, chiar dacă se întâlnește cu lichidatorul, noi vom face cereri de creanță. Vom uza toate drepturile noastre. Vom merge până unde este nevoie pentru dreptatea noastră. Deci acum trebuie organizată în societate o adunare generală. S-a făcut o cerere de suspendare a procesului de insolvență. Nu ne opunem. Noi vrem să schiardăm. S-a dus așa cu un tom de hârtii. Poate o achitat. Poate nu a achitat. Noi nu știm. Nici nu ne băgăm în asta. Da. Noi însă vrem să participăm la acea adunare generală. De ce? Pentru că se alege persoana care te reprezintă în fața acestui lichidator judiciar, da, cu adunarea generală a creditorilor. A creditorilor, exact. Și vrem și noi să participăm la această adunare generală și să ne numim un om care să ne reprezinte interesele. De ce? Pentru că am dreptul ăsta, poate la un vot voi pierde, dar am dreptul să-mi exprim acest vot. Eu nu am încredere că doamna Sfarti îmi va reprezenta corect acțiunile mele. Noi avem, v-am spus, pachet majoritar acum. Dânsa are pachet în societate de 12% din total. Noi avem peste 25%. Dar vreau să vă mai spun ceva, doamna Dana. Deci, dumneai a făcut numai cu cei care o susțin ca să o voteze să ne reprezinte. Eu nu sunt de acord. Asociația mea nu este de acord să ne reprezinte de ea. Nimeni. Dacă noi suntem majoritari și avem asociație, cum să mă reprezinte ea? Pentru că eu vreau să vă spun că banii noștri au fost buni când s-a privatizat și am cumpărat scaunul de director. Am dat atunci 4 milioane. Din 2005 până în 2009, 4 milioane. Salariul meu erau de 75. Am plătit și mi-am cumpărat aceste acțiuni ca să nu-mi pierd locul de muncă, că nu mai avem mult până la pensie. Și ea acum spune că nu mai avem niciun drept. Eu n-am donat nimănui aceste acțiuni. Asociații care i-am eu în asociații n-au făcut donații, ei își vor acțiunile. Cum poate să vină acum și să spui că nu avem niciun drept? Când ne chema să dăm bani ca să-ți cumpărăm ții scaunul, tronul de administrator, că manager nu este, așa? Și acum după ce ai adus societatea așa, i-a adus un faliment, nu mai ai nevoie de noi, că ea ta, nu este păi ei. Noi am vrut, păi noi nu am se poate. Judecați-mă dumneavoastră dacă eu...
mâna în mână, în mână. Ea vede... Am făcut asasinații. Da. Pe noi ne-a făcut asasinii economiei suspecte. Și pentru asta o anunț că îi vom face plângeri. Noi n-am fost directori de societăți. Noi n-am asasinat. Nici o economie, da. Noi doar să ne câștigăm un drept la proprietate. De asta ți-l garantează Constituția. Mai avem Constituție? Nu. În momentul, când noi am făcut proteste în fața societății, nu astea de acum, mai înainte, am făcut proteste că s-au fost scos la licitații, să oprim licitații și să nu pierdem societatea. Dumnezeu ei, și inițial v-am spus că n-am avut, am semnat pe tabele. Dumnezeu ei, ne face nouă, suntem 5 persoane care am înființat această asociație, ne face o plângere penală de fals și uz de fals. Că am semnat în, nu știu, un grup infracțional. Grup infracțional. Să face anchetă și suntem chemați la poliție 9 luni de zile și ne-au pus să semnez de nu știu câte ori. Și eu chemat pe toți și au recunoscut semnăturile. Și, bineînțeles, că ne-a dat NUP pentru noi. Dar i-a dat 10 milioane amendă. Ne-a dat 10 milioane, deci a găsit-o vinovat. Nu fiind neînceperea urmăririi penale. Nu, noi am făcut, nu. NUP ne-a dat nouă. Noi am făcut după plângere împotriva dumneaei pentru denunț calomnios. Pentru că am considerat că plângerile ei penale... I-am făcut și noi plângeri penale, dar noi am făcut plângeri... Cu documente. Pentru că, nu, noi ne-am cerut acțiunile. Deci, am cerut o AGA. AGA, o acțiune. Am cerut pe care pot demonstra că este al meu. E dreptul meu la proprietate. Dumnezeu a făcut aceste plângeri împotriva noastră ca să ne determine să renunțăm la demersurile noastre. Și avem multe plângeri penale. Și vedeți ce se întâmplă. Deci o scoate de sub urmărire și îi dă 10 milioane amendă. Noi ne adresăm instanței la judecătorie. Nu, vă întrerup, nu mi se pare corect. Nu știu, am mai citit pe internet de astfel de amenzi administrative. Deci, tu ești o persoană afectată, hăituită, nu dormi nopțile, agresată efectiv și la urmă tu rămâi cu ochii în soare și domnul stat român, care noi îl respectăm totuși, noi ținem la țara asta, dar domnul stat ia 10 milioane amendă, dar o scoate de sub urmărire penală. Ce? Și noi ce am câștigat? Noi care am fost acuzați. 10 milioane amendă pentru doamna Sfarte, i-a zis, o scos din caseria societății unde noi suntem acționari și tot ne-a diminuat profitul societății, da? Pe banii noștri îi plătesc. I-a achitat acea amendă și a râs. Da. Probabil pentru dumneavoastră 10 milioane e o sumă infinită. Noi am mers în instanță, deci am mers cu această rezoluție, am contestat-o în instanță. Și în prima instanță, doamna judecător, nu-i pronunț numele, foarte severă, dar foarte corectă, a desființat acea hotărâre și a motivat-o punct cu punct, printre care spune că, fiindcă doamna este cu studii superioare, trebuia să facă plângere la poliție și să ceară să descopere ei cine o semna, dar ea ne-a acuzat direct pe noi. Deci a desființat acea hotărâre și a trimis spre judecare la alt complet de judecată dosarul. La celălalt complet de judecată, dumneavoastră a devenit inculpată. Exact un an de zile am adus martori, probe, tot ce vreți în instanță, toate au fost în favoarea noastră. La sfârșit, când s-a terminat cererea de judecata, ne-a dat cuvântul la fiecare și am spus fiecare. Și a vorbit și doamna procuror și a întrebat-o, doamna procuror, aveți cuvântul. Doamna procuror s-a ridicat în picioare și a spus, eu cer 3 ani pedeapsă cu suspendare pentru inculpata Sfarte Lidia Naila și plata daunilor morale pentru că alea materiale încă nu au putut fi dovedite. Deci ceri procurorul în instanță, doamna Dan. Și avocata n-a vorbit nimic, un cuvânt n-a apărat-o pe doamna Sfarte, nici un cuvânt n-a apărat-o, a cerut doar să se amâne pronunțarea ca să facă concluzie. Am fost de acord. S-a amânat pronunțarea, am făcut concluzii și noi și ei, nu s-a dat pronunțarea exact vechea obișnuință. Se dă pronunțarea încă după vreo 4 zile și o achită pe doamna Sfarte. O achită pe doamna Sfarte și o lasă cu să plătească zi aia 10 milioane. Și dar, încă 5 milioane, nu știu. Nu, aceea la stat. Dar ce se întâmplă? Nu scrie nimic doamna judecător Bivol, am aici, uitați-vă, nu scrie nimic ce spune acel procuror. Noi am la încheierea de ședință, uitați, procurorul
cere, dumneavoastră scrie, reprezentantul ministerului având în vedere, așa, cere pedepsirea închisorii cu aplicarea dispoziției, așa, și dau în așa. El este parte. El este parte. Ei, dumneavoastră, în motivarii, nu amintește nimic din... scrie că, într-adevăr, am avut marturi, că au declarat, că nu știu ce, mai scrie că dumneavoastră, da, n-a mai dat pe nimeni în judecat, în sfârșit. Și scrie la un moment dat, asta m-a terminat, ținând cont că doamna are studii superioare, deci o contrazice pe prima, că doamna are studii superioare, că a fost, că este manager, că are niște diplome de nu știu unde, o achităm. Pe cum prima instanță spune cu atât mai mult că avea studii, trebuia să cunoască și să facă plângeri, să depisteze cercetarea, să vadă cine, iar tu vii și spui, fiindcă are studii superioare. Doamne, este de noaptea minții. Cum colega ei spune... Ce legătură au studiile superioare? Păi, cu... înseamnă că dacă greșești ai studii superioare. Vă rog, uitați-vă... S-a afirmat că având studii superioare și conducând o funcție de administrator, ai ocupat această funcție demonstrând niște calități și atunci nu voi chiar să te joci cu vorbele. Să vă uitați, deci ea peste tot ne acuză de că am vrut falimentul. Că nu prezintă pericol social. Mintea, deci ea să demonstreze undeva că am făcut acest lucru sau să demonstreze salariaților că noi am cerut falimentul. Procesul e deschis de către ANAF, să fie sigur de asta, dar eu le mai spun un lucru, se poate urmări pe internet, imediat, intri, vezi ce se întâmplă. Bine, nu toată lumea... Au copii, au... da, aveți dreptate. Deci, este, eu m-am dus la cineva că eu dacă nu pricep, mă duc și consult. Și au spus, este ceva incredibil, zice, o instanță de aceeași, de același nivel, judecătoarea prima, desființează și spune că atât mai mult trebuia să se intereseze de lege, pentru că deține, avea studii superioare, deci da, avea pretenții. Iar tu vii și spui, ținând cont că are o achită. Dar bine, eu dacă n-am studii superioare și n-am greșit, dacă vin am greșit, mă iartă? Mă iartă? Și marturii toți au declarat, inclusiv directorul Dumitru Ștefan a declarat și a spus comportamentul ei și a spus că este agresivă și este, dacă sări la bătaie la mine, este o persoană agresivă. E, instanța nu ține cont de nimic și doamna judecător... Și ați avut martori? Dar sigur că am avut. Da. Da, am fost 5 când i-am agresat. Dar vreau să vă spun că deci după ce audiază atâția martori, doamna judecător Bifon, dar ce mă scoate de pe, cum să vă spun, de pe linia asta corectă, că tu nici nu amintești în motivare ce a cerut partea propunerea procurorului. Vă spun cine a văzut această hotărâre, a spus, nu mi-am închipuit că se poate. M-am dus la o persoană în vârstă care a fost la înalta curte de casație judecător și mi-a spus, n-am întâlnit așa ceva, este prima dată. Eu în viața mea cât am judecat, așa ceva n-am întâlnit. Este, bine că noi am făcut recurs, dar cum poți să judeci? Deci, eu nu cred că judecătorii ăștia spuși ca să unul să infirme celălalt. Dar trebuie să motiveze, nu? Măi, dacă sunt de acord, cu dar motivezi într-o bază legală. Exact, dacă când toate probele sunt invers și tu o achiți, nu cred că doamna Bibola a fost corectă. Eu nu vreau să o acuz. Poate a fost o obosită, poate a fost, dar trebuie să înțeleagă odată acești domni judecători cât suntem noi de umiliți, de batjocoriți, de vă rog să mă credeți că mă duc în instanță, colega mea a făcut o depresie într-o instanță. Nu ne este ușor, nu mergem. Doamna Dana... Sunteți reprezentați de un avocat? Am avut care ne-a părăsit că... și acum nu putem să luăm. Am mers să luăm doi avocați, am consultat și au spus așa, nu mă pot duce atât timp cât partea B să are pe avocatul X. Că nu am nicio șansă. Mi-a spus-o în față. Doi avocați, dar doi avocați buni. Mi-a spus nu. Mi-a spus că aveți dreptate, știe toată lumea, dar eu nu mă angajez. Eu vreau să prezint un alt aspect. Deci, și pe urmă să lăs pe colegul meu să... Eu mai am un dosar și pe tine. Nu. Spune. Deci, de ce să plătești atâția avocați? Ca să te judeci cu statul, da? Cu ANAF-ul, în procese, pentru niște datorii. Ai contabil în societate? Da? Adică îți țină contabilități private care țin, da? Trimite-i la ANAF cu fișele acolo. Domnul
Doamne, bifează-te, că așa face orice om. Nu? Asta e logic. S-au bifat. Se greșește, nu se... Sigur, nu e nicio problemă, orice greșeală se... Rectifică. Rectifică, exact. De ce să plătești bodyguards la poarta societății? Când tu ești, vai de mama ta, când tu dai salariul în 4 rate, când tu nu plătești la stat de ani, de zile, ești numai în gaură și numai în pagubă, tu plătești bodyguards la poarta societății. Dar las-o deschisă, domnule, ai o marfă acolo, ai niște responsabili pe ea, nici nu trebuie să-l cauți pe o mângeantă, nu? Pentru ce îi plătești? Oamenii ăia care lucrează acolo, când le dai să facă, aveți 1000 de cămăși de făcut, 1000 trebuie să iasă. Ce mai plătești pe aia în poartă? N-am nimic cu acei domni. Și ați întrebat direcțiunea de ce? Dar nu are direcțiune. Dar nu avem cu cine discuta, nu înțelegeți? Deci noi nu avem acces în societate la secretariat să adresăm Să ducem o adresă pe care vreau un număr de înregistrare, că tu îmi răspunzi sau nu îmi răspunzi, asta e problema ta. Eu pot să scriu acolo o aberație, n-ai decât să mă dai în judecată dacă am scris eu ceva rău. Dar dăm voie să o înregistrez. Am dat hârtie, o dat colegii mei acea hârtie referitoare la AGA miercuri, o luat-o doamna de la pază, s-a dus sus, i-am dat două formulare, da? Identice. I-am spus, doamnă, ăla ștampilatul, colegii au dat, ăla ștampilatul rămâne la dumneavoastră, celălalt dați-ne-l înapoi cu ștampilă de intrare. Și nu ne le-a mai adus. Deci cum poți? Am trimis juristei societății, că vine doamna, are juristă. Are juristă la societate. Păi jurista aia nu citește legea societăților comerciale. Că avocatul apără și criminalul și pe ăla și pe bun și pe rău. Da? Asta e meseria. Dar juristul trebuie să reprezintă instituția și să respecte legea. Să se respecte legea în acea societate. Nu? Când nu vedeți mari oameni de afaceri, eu îi văd prin filme că n-am tangențe cu ei, dar mă uitam așa, au câte un jurist lângă ei și când face un pas greșit, îl trage. Nu, ei fac hârtiile, le întocmesc cum trebuie. Pe cum poți tu să fii jurist și să-i faci legea lui Sfarte? După legea trebuie ei. Să faci legea, să aplici legea. Vine doamna juristă în instanță, vreau să vorbesc cu ea. N-am timp, doamnă, vreau să vorbesc cu... Nu are timp niciodată. Și ea este plătită din banii noștri. Eu nu sunt acționar, dar poate mă întreabă acasă soțul, de unde mi-ai dus banii atâția ani de zile dacă nu i-ai dat pe acțiuni? Nu? Atâția oameni am dat bani. Cum vrei tu să spui că nu suntem acționari? Nu vrei. Cum despui și a fi în lucrul ăsta? I-am trimis o adresă doamnei juriste și am cerut să ne spună când are loc această adă. Sus mai mult de o gramă. Revenim în platou după o scurtă pauză publicitară. Revenim în platoul Bucovina TV. Doamna Crudu, spuneați că mai aveți de prezentat... O singură dosar, da. Doamna, în august 2008 am primit telefon de la societate, de la niște salariați și au spus că ei nu pot să meargă la spital, nu li se plătește la casa de sănătate, la casa de pensii. Contribuția, așa. Și eu nu m-am dus la scandal. Eu am făcut o plângere la poliție și una la garda financiară. Garda financiară întocmește acest proces verbal, face control și uitați ce spune, nu vă citesc, e mult. Uitați ce spune aici. Față de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite elementele răspunderii penale pentru obiectivă, așa, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 6 din legea numărul 241/2005, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 3 ani sau cu amendă și reținerea și nevărsarea cu intenție în cel mult a 30 de zile în sfârșit. Bun. Garda financiară trimite acest proces la poliție
îl comasează cu plângerea mea de la poliție și începe un dosar să o ancheteze pentru asta. Ce găsești garda financiară? Având datorii la stat, dumneai face depozite la bănci ca să iei dobândă. A făcut 3 depozite. Sunt stipulate aici așa cele depozite. Bun. Sunt chemată la poliție. Uitați-vă corespondența care mi-a dat-o poliția. Uitați-vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu aia mari 10. 10 hârtii, tot mă chema și să aduc documente și mă audiază și tot mai dă o declarație. Și o trimite la parchet, la domnul procuror Petroai, cu propunerea de trimitere în judecata lui Sfarti pentru stopaj la sursă. Înțelegeți că asta au făcut, au oprit stat de plată și nu dat la stat. Și spune toată legea. Domnul Petroai, cu toate că exista și o expertiză acolo, ce face? O trimite în instanță, dar mă scoate pe mine, eu care am declanșat dosarul, mă scoate din cauză și introduce în cauză statul. Eu am depus la dosar o hârtie în care garda financiară îmi spune așa, că ei au spus că ei sunt parte. Noi nu ne putem constitui parte vătămată, noi suntem organ de control, am făcut un control la sesizarea dumneavoastră și partea vătămată sunteți dumneavoastră și cu ceilalți care ați fost păgubiți. Și eu duc la domnul Petroaie, nu ține cont, mă scoate de acolo și trimite în judecată doar pentru ce-a scris garda, dar nu că am fost. Eu vreau să-i spun domnului Petroaie că am fost toți acționarii vătămați, pentru că ea never sunt la stat cei ce au oprit, a făcut o gaură și în societate. Aia bani erau acționarilor pe care ea 10 miliarde, nu, ea trebuia în 30 de zile și n-a depus 3 ani. Deci o foarte gravă. Acum am făcut cereri în instanță pentru a mă introduce și vreau să-l întreb pe domnul Bogdana Petroaie. Se poate uita în ochii acționarilor care au stat la minus 10 grade și au făcut protest? Pentru asta am făcut, domnule procurora Petroaie, pentru nedreptatea făcută de dumneavoastră. Dacă eu am făcut o reclamație că mi-a furat colega portofelul, dumneavoastră mă scoateți pe mine din cauză și introduceți statul? Pentru că eu am fost parte vătămată, confirmă și garda financiară. Ori dumneavoastră, ca să o ajutați pe Sfarte, de aia s-a ajuns ca societate, datorită unor nedreptăți, s-a ajuns, societatea a ajuns în situația de insolvență, iar noi acționarii trebuie să ne luptăm. Să știți când se va termina, noi vom acționa pe cei care ne-au făcut pe noi să pierdem la aceste acțiuni, susținând-o pe nedrept, pe minciuni pe doamna Sfarte. Atât am vrut să spun. Eu nu fur pormâne, eu asasinez economia suceveană. Așa a spus doamna Sfarti, că noi suntem asasinii economiei sucevene. De parcă noi, niște oameni simpli, noi am condus societatea, nu ea. Când conduci, în ce context v-a acuzat că sunteți asasinii? Deci în momentul în care noi am făcut acel meeting, protest, a dat un comunicat nesemnat. A dat un comunicat în stilul ei nesemnat, ștampilat, dar nesemnat. Și ne acuza acolo pe noi de asasinarea economiei sucevene. Noi am asasinat. Noi am condus societatea. Eu n-am fost director niciodată. Noi am fost participăm la adunările generale și n-am fost primiți. Domnul Achiței, ce credeți dumneavoastră, dacă doamna Sfarti n-ar mai fi director, s-ar rezolva problema cu societatea Star Mod și cu acțiunile noastre? De ce credeți asta? Nu numai că s-ar redresa, se putea redresa de mult dacă dumneai nu mai era. Dar nu numai asta. Sau dacă accepta un dialog. Corect. Dar nu numai atât. Pe colegii de la Star Mod și pe soții și soțiilor, cine îi oprește să meargă la Sfarti și să o întrebe de situația reală financiară a întreprinderii, că au tot dreptul, cu care mă întâlnesc, tot spun că ei nu știu adevărul din societate. Cine îi oprește? Au dreptul și obligația să meargă. Să o întrebe cu ce manoperă lucrează, că lucrează cu o manoperă extraordinar de mică, lucrează la a doua și la a treia mână, să o întrebe cu unde, în ce conturi merg banii din fabrică, că erau momente când plecau și câte două, trei mașini pe zi sau săptămânal,
Și odată ce pleacă mașinile, înseamnă că intră bani în societate. Să întrebe de ce nu participă la licitații și la contractări, să lucreze la prima mână, să lucreze la a doua și la a treia mână. Erau ani în care noi dădeam de lucru la alte întreprinderi. Nu vineau alte întreprinderi cu doi sau trei salariați să ne aducă nouă de lucru. Să o întrebe pe doamna Sfarti, nu trebuie să-i spun doamnă, dar am greșit. Să o întrebe unde-s banii de la vânzarea corpului administrativ, unde-s banii de la vânzarea terenului de șcheia, unde-s banii de la vânzarea broștenilor și unde-s banii de la vânzarea terenului de pe Zamca. Cine oprește pe salariați? Cine oprește pe soții salariaților care se plâng că au salarii mizerie și care ne acuză că noi ducem la faliment și nu au unde lucra. Dar nu datorită mie intră fabrica în solvență, nu datorită mie nouă, ei nu au unde lucra. Să meargă să întrebe. Nu, încă mai iau. Dacă nu era să aibă curajul, să aibă tupeul, să aibă să ia soții și soțiile de mână și să meargă alături de noi. Mâine, luni, când vor ei. Doamna Crudu, un telefon primit de la un anonim spune așa. Băi, asta e răspuns și anonimului. Domnule anonim, ia soția de mână și alături de mine și hai la Naila. Și data viitoare ai curajul să vedem, și să vedem cine are dreptate dintre noi. Să vedem ce vrea. De ce nu vrei? De ce n-ai curajul? Și nu numai atât, la toți salariații. Anonim. Și nu aveți curajul să ne întâlnim față în față. Nu numai cu Sfarte. Cu salariații de la tehnic, care au o mare vină. Cu salariații de la creație. Dar și salariații au, ei suferă. Deci acest anonim vă întreabă așa, câți ani ați lucrat în fabrică? Dacă știți ce înseamnă să lucrezi acolo. Să mă întrebi pe mine. Câți ani se vor mai ține procesele? Și spune așa, soția mea care câștigă un salariu de 5-6 milioane de lei muncește pentru a se purta doamna Crudu prin procese. Muncitorii din fabrică muncesc pentru a avea bani doamna Crudu să se plimbe prin judecătorie. Domnule anonim, eu nu am luat niciun ban de la societate și nu am folosit în instanță, eu procesele nu mi le-a plătit Sfarte. Sfarte plătește 6 avocați din banii soției matale, îmi pare foarte rău cu soția mea tale, ea numai 5 milioane, pentru că la momentul ăsta în confecții se câștigă de la 10 milioane în sus. Mie îmi pare foarte rău că soția noastră ia numai atât. Vreau să vă spun că eu n-am luat un ban, un leu de la societate să mă judec, iar dacă mai are soția dumitale unde lucra, să ne mulțumești nouă, că dacă noi nu făceam aceste procese, fabrica de pe universități era dispărută și mergea la șcheia și era pe numele doamnei Sfarte. Așa încât eu te rog să mă crezi că am curajul să mă duc cu dumneata în biserică să jur că n-am primit de la fabrică niciun leu pentru procese. Noi ne-am susținut singuri procesii pe banii noștri pentru că noi avem dreptate. Dumneata, ești de acord să te duci undeva să dai 4 milioane ar veni acum 400 de milioane și să nu câștigi nimic? Te întreb, ți-ar conveni? Te rog să te uiți în ochii mei, eu mă uit în ochii dumitale, chiar dacă ești anonim, și să știi cum bărbat adevărat își dă numele. Eu niciodată n-am sunat ca anonim, peste tot mi-am dat numele. Mi-e jenă, nu vreau să te jignesc, dar mi este jenă cum pui problema, pentru că ar trebui să te duci la doamna Sfarte și să o întrebi, doamnă, soția mea lucrează aici, salariul minim este de 8 milioane, 7 milioane, a fost acum 8, dumneata de ce îi dai 5 milioane dacă ea este, stă pe scaun și diboasă la mașină, de ce nu-i dai? De ce ne întreabă pe noi? De ce mă întreb pe mine? Eu asta am vrut, dacă va pleca Sfarte de acolo, societatea va merge, dacă va rămâne Sfarte în continuare și pe poziție cu falimentul, soția dumitale nu va mai lua niciun leu, nu va pentru mai avea unde să lucreze. De insolvență. Noi vrem reorganizarea societății. Deci, ca să facem o concluzie, da. Asociația Acționarilor Star Mod, care sunt punctele care le urmăriți concret? Deci, în primul rând, dacă se începe reorganizarea, procesul de insolvență, asta presupune. Noi vrem ca reorganizarea să se facă, pentru că, într-adevăr, există un grup de salariați, de 100 și ceva de salariați, un grup închegat, da? Care poate produce ceva. În plus, există acele clădiri care sunt ale noastre, da? Încă mai sunt sau nu mai sunt. După ce se va sunt acționarele. Da,
într-o adunare generală se pot găsi metode de reorganizare a societății, de restrângere a activității pe un nivel, de închiriere de spații, că este în centrul orașului, de lucru. Eu nu mă îndoiesc în acea societate. Sunt oameni capabili să aducă contracte la nivelul acelei societăți, la prima mână, nu? Ca să poată câștiga salarii mari, să poată să achite datoriile către stat. Se pot eșalona și acele datorii, sper, nu știu, acest lucru chiar nu știu, dar se pot găsi variante. Noi dorim reorganizarea societății cu oameni tineri din societate, cu oameni cu un pic de dorință de a schimba și de a-și salva locul lor de muncă. Ei trebuie să-și îl salveze ei. Noi ne-am zbătut pentru asta. Și unii dintre ei ne acuză, dar sunt puțini, vă spun eu, sigur vă spun, pentru că noi avem foarte mulți foști colegi și sunt foarte mulți care ne sună și ne spun. De altfel, de la ei am aflat de această agă imediat. În afară de reorganizare, ce anume mai dorește asociația acționarilor? Dorim reorganizare. Poate să se angajeze, cât de lucru acum este, poate să se angajeze și dacă e nevoie. Asta, se poate câștiga salarii frumoase cu o condiție. Să aibă o persoană care să intereseze de salariați. Dumnezeu n-a fost în sectorul de producție, că e frică că o iau oamenii la întrebări, de 6 ani de zile să nu mergi. Când eu lucram la fabrică, dumneavoastră mergea de 2 ori pe zi în sectorul de producție, lua inginerii toți și mergea în sector. Mi-au spus oamenii... Cum mergeau doctorii la vizită, dar era așa foarte mergea bună ea. Chestia. Pentru era foarte bun. Maestru imediat știa că îi vine șeful, întreabă ce-ai făcut, se urmărea foarte atent. Deci oamenii mi-au spus chestia asta și mi-au mai spus oameni, nu pot să stau de vorbă cu dumneavoastră, că dacă mă verde o colegă și mă părăște, mă dă afară doamna Sfarte, chiar dacă n-are muncitori. Deci oamenii suferesc. Cu toate astea ne dau telefoane, ne dau SMS-uri și ne informează absolut tot ce se întâmplă. Vă dați seama dacă la 2:30 s-a terminat AGA și noi am fost asaltați de telefoane, doamna Dana. Deci sunt unii oameni, de aia am vrut să-i spun colegului George Achiții, că sunt unii oameni care sunt de acord cu noi. Dar ei, cum au spus ei, noi numai câțiva, nu putem, că sunt susținătorii doamnei care... Să nu părem că ea spune că suntem mincinoase. Într-adevăr, dacă se constituie acea masă a creditorilor, noi ne vom trece și noi, că de asta ne acuză doamna Sfar, dar este un drept al nostru, adică tu nu mă pui să mor cu tine de gât că tu ai vrut așa, să te neci și o să mă nec cu tine. Nu, noi vrem să ne recuperăm ceva din pagubă și ne vom înscrie. Sper să fim și primiți cu suma, că mi-a zis că nu am dovada că ați vrut falimentul, ați cerut 1.200.000 de euro. Nu, doamna, am cerut 1.300.000 de euro. Noi suntem creditori. La ea când am fost, i-am spus, doamnă, pentru cota noastră de acțiuni, dă-ne 750.000 de euro. Am fost atunci mai mulți, mai puțin. Am vorbit în numele unui pachet de 20% de acțiuni. Fabrica aveam fluturaș, valora o acțiune 80 de euro. Total 11 milioane de expertiză. Euro. Deci 20% din acțiuni făceau 2.200.000 mai mult. Da, da. 2.220.000 mă rog, peste 2.000.000 de euro. Am spus, dă-ne 750.000 de euro. Dar când spun sumele astea, să nu aveți impresia că lungul ea sau crudul ea. Acești bani se împărțeau la un număr de acțiuni. Care sunt la noi, au făcut adeziuni. Reveneau câte o sumă fiecăruia. Haideți să vă spun ce a făcut dumneavoastră atunci, colega a uitat. Știți ce a făcut? Mi-a propus în idee nouă 5, care am fost câte 35 de acțiuni, nu? Și ceilalți nu intră. Și am spus, doamne, dar eu nu trădez, oamenii ăștia au venit lângă mine cu încredere. Cum adică să-mi dai mie și la colegii mei? Eu nu sunt Iuda să trădez. Și urmă mi-a luat, eu m-am întors și spun, nu avem ce să discutăm. Asta este suma. Așa am scris 750.000 de euro sunt banii pe care noi, dar îi luam, cum să zic, prin notar, făceam acte, plăteam impozit pe această sumă. Nici nu poți, iar nu se poate gândi că un om vrea să dobândească un ban cinstit. Îi plăteam impozit, făceam toate demersurile corecte care trebuiau făcute. Și după aia aflăm, sau chiar la un post s-a dus și a zis că am dovada că lungul m-a șantajat și mi-a cerut, eu pentru mine, i-a cerut 750.000 de euro. Eu sun om cu cearne pe pământ și eu, auzit, 750.000 de euro pentru mine este o sumă exorbitantă. Eu sunt un om care trăiesc
cu picioarele pe pământ și vreau numai ceea ce este al meu. Mie nu-mi trebuie nimic din altcuiva. Iar cei care lucrează în societate să-și mai ridice un pic nivelul, mă scuzați că poate îi jignesc. Există modalități de informare pe care eu, când am lucrat în societate, nu le-am avut. Nu le-am avut. Ca să știu o lege a societăților comerciale, m-a rugat de juristul societății, cred că luni de zile, și el în loc să-mi dea legea s-o duc și m-a spus doamnei sfarte care a început prigoana împotriva mea, că ce trebuie la asta legea, ce trebuie statutul, ce trebuie, ce vrea. Vroiam să văd și eu dreptul meu, bucățica mea care mi-aparține acolo. Mi-ați spus că sunt suspicioasă cu privire la instanțe, da? O să vă mai prezint chiar ultimul caz. Doamna Dana, deci noi ne judecăm de mai multe dosare. Domnul avocat Tudor este adversarul nostru, adică partea adversară o apără el. El a lucrat la fabrica de confecții, jurist. E un om foarte deștept. Eu jos pălăria. Eu el a lucrat o perioadă și chiar în birou la desfacere, unde aveam și eu așa. Ce s-a întâmplat? Din greșeală, nu știu cum, a pus chitanțe în dosar, a pus chitanțe, două chitanțe, a pus aceeași chitanță în două dosare, iar într-același dosar a pus o chitanță de două ori, xeroxată. Și ne cere cheltuieli de judecată în instanță. Noi ne-am adresat parchetului pentru că am depistat că am făcut control și am mers la gardă. Și ne-am adresat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Ce să credeți? Face domnul procuror Mărian, de asta cum se cheamă, cercetare, și domnul Tudor spune că e adevărat că a greșit și că nu știu ce și că nu știu cum. Și atunci domnul Mărian îl scoate de sub urmărire penală și dă 10 milioane amendă. Facem recurs la președintele Curții de Apel. Doamna vicepreședintă a Curții de Apel, vedeți, studiază și spune așa, uitați ce spune, vă citesc ce spune vicepreședinte, admite plângerea formată de către petente, lungul și crud, împotriva ordonanții, dispusă în dosarul penal cu același număr al parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Infirmarea în partea ordonanței din așa, în ceea ce privește soluția dispusă față de făptuitorul Tudor. Continuarea cercetărilor față de făptuitorul Tudor Vasile, pe faptul de înșelăciune, sub aspectul infracțiunii de înșelăciune prevăzute de articolul 215 Cod Penal. Menținerea ca tematică și temenică și legală a soluției prin ordonanța așa. Asta doamna vicepreședintă. Domnul Tudor face recurs la această hotărâre și o preia doamna procuror Burceag, care este șeful de secție. În momentul când am primit citații, m-am dus și am pus la doamna Burceag, vă dau că am scris, o cerere că doresc să fiu audiată în acest dosar. Deci, eu care eram păgubit în acest party, am cerut să fiu audiată. Încă am pus că plecam din localitate, am pus când revin. Ce face doamna Burceag? Nu audiază pe nimeni, nu numai când îl scoate de sub urmărire, dar nici amenda nu mai... Uite, ne începe față așa, nici amenda aia. Deci domnul procuror Mărian spune că a greșit și își recunoaște greșeala că a pus o factură în xerox în două dosare, iar una a pus-o și a spus că din greșeală și și-a dat seama și nu știu ce a făcut, așa, și îl scoate, dar îl pune să plătească... Deci pentru domnul Tudor, ca avocat, noi știm ce înseamnă. Dar el se duce la această doamnă vicepreședintă, spune că e înșelăciune, deci a încercat să ia bani de la noi prin înșelăciune, punând acele chitanțe. Iar doamna Burceag fiind, am înțeles că și Rudi prin alianță, nu știu singur, am auzit tot acolo, așa, îl scoate definitiv. Dar
Dacă eu am cerut să fiu audiată, păi audiază-mă, doamnă, că ești plătit din bugetul statului, unde contribui și eu. Și ești obligată să mă audiezi, să vezi ce vreau să spun. Nu să faci o hotărâre și să-l speli pe domnul avocat Tudor, că el are casă de avocatură. Că, păi dacă are casă de avocatură, are voie să facă greșeală și să nu fie pedepsit, iar eu să fiu pedepsită? Adică cum? Noi să-i plătim lui domnul Tudor că el a greșit. Doamna procuror Buceau, sunteți șefă de secție. Nu m-am așteptat la dumneavoastră. M-am dus la cineva cu această hotărâre. Credeți-mă, o doamnă care a fost judecător la înalta curte a făcut cruce și a spus pe timpul meu, dacă făceai așa ceva, te aresta. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, să-l scoateți și să spuneți că n-are nicio legătură casa de avocatură, dar poate să mă înșeli pe mine casa de avocatură. Și ați mers mai departe în acest... Mergem mai departe, o să ne ajungem și până la ceduri, iar pe doamna Burceag am să mă duc personal să o întreb. Doamna, în ce bază a făcut această hotărâre? Doamna Crădu, trebuie să vă fac un pic să zâmbiți, că ați fost foarte agitată. Eu v-am spus, cine crede că mint, stau la dispoziție cu documente. Deci am citit din rezoluție. Eu vă văd așa o femeie războinică și îmi vine să vă spun că sunteți Xena de Suceava. Nu știu dacă se merită. Am pentru că și eu biletul. Ia uitați, câți ani a lucrat în fabrică. Eu vă spun că știe ce înseamnă să lucreze acolo. Adică aici ce înțelegem? În că se lucrează în condiții foarte grele sau ce? Dom'le, dacă soția dumitale e nemulțumită, să-și rezolve problema acolo, că e un salariat care are niște drepturi, nu? Exact. Te duci și spui, mie nu-mi convine, ce nu-ți convine? Spui, ce nu știu ce nu-i convine soției tale. Dacă spui, știe ce înseamnă să lucrezi acolo, ce face? Lucrează orice om. De-aia ne-a făcut Dumnezeu. După ce ne-am maturizat un pic, începem să muncim de dimineață până seara. Asta facem. Că e greu, nu-ți place, îți cauți în altă parte, rămâi acolo. Mai există și o variantă dată de Uniunea Europeană. Știi cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Asta eu am spus-o la parchet, să știți. Și câți ani vor mai ține procesele? Să se roage acest domn, dacă vrea să mai lucreze soția lui în confecția, să mai țină procesele. Că dacă nu, asta știți ce înseamnă? Lichidare. Că înseamnă că se vinde imediat și nu o să mai aveți. Că noi pentru asta ne-am luptat. Pe banii noștri, domnule. Știți ce înseamnă să vină la proteste niște oameni care au niște pensii mici, care au fost majoritatea femei, sunt bolnave, că nu s-au pensionat femeile din confecții de bine, să stea cu 3-4 milioane pensie. Și știți ce înseamnă să vină la un protest de a 2 lei pe autobuz? Înseamnă apropo de protest, mare. Doamna, da, noi am făcut un protest legal aprobat. Ați făcut mai multe de-a lungul anilor. Da, dar acum am făcut în fața palatului și în fața parchetului. Legea spune că ești obligat să purtătorul de cuvânt să primească o delegație de minim 3 persoane să purtăm discuții ce nemulțumire aveți. Vă rog să mă credeți, știți ce a făcut domnul, am cerut la domnul Hâncu să ne primească. A spus că nu este, am spus că vrem cu purtătorul, am cerut și a doua oară. Ne-a dat inițial în parcare și a trimis persoane apropiate și ne împingeau cu mașina. Eu eram responsabilă, am avut o persoană de 75 de ani, un pic de nu l-a dat jos când cineva a vrut să-l dirigeze. A spus, vezi, domnule, treabă. A venit intenționat. Iar când m-am dus la parchet și am cerut, nu ne-a aprobat. De unde știți că au fost trimiși acei oameni, domnul Hâncu? Nu, eu n-am spus că au fost trimiși de el. Am spus că au ieșit de la Palatul de Justiție, s-au suit în mașină și a încercat, deci cine a vrut să-i dirige, ne-a dat la o parte. El a încercat să-l lovească pe un cetățean. Eu nu spun că domnul Hâncu, doamne, asta îi spun. Era ghetuș acolo, își dă dumnealui seama în ce situație eram eu, că dacă acel om cădea și spăgea capul, eu eram responsabilă. Iar la parchet, civilizat ne-am dus și am cerut să discute, să spunem durerile noastre. Nu ne-a băgat nimeni în seamă. Știți cum am fost o cantitate neglijabilă pentru acești domni magistrați? E adevărat că poate ei n-au necazurile noastre, poate că lucrează, sunt surmenați. Eu îi înțeleg, doamnă, dar când niște oameni stau la minus 10 grade în frig, oare stau că sunt nebuni? Eu mi-aduc aminte că anul trecut,
când se făceau acele meeting-uri în fața Palatului Administrativ, exact, ați stat la minus 20 exact de grade. Ați fost lider de grup. Da. Nu, eu n-am. Ce ați rezolvat de-a atunci? Am schimbat o mărie cu altă pălărie. Poate vrea și colegul nostru. Că noi ne-am da, pus aici. Trebuie să punem în mijloc pe dumnealui. Da, nu facem politică. Era vorba de acele proteste. Da, da, și v-am spus, da. Da, am fost și s-a schimbat o altă mărie, o aceeași mărie cu altă pălărie. Pentru ca, pentru ca fabrica să meargă bine, este obligatoriu ca salariații au un reprezentant al sindicatului. Trebuie să aibă o poziție foarte intransigentă. Au șef de tehnică, au director adjunct, au jurist, au revizor contabil, au șefă contabilă. Toți acești oameni au obligația și dreptul de a o controla. Chiar dreptul de a participa la contractări. Când vine un reprezentant, ea face orice singură. Nu este nicio urmărire a valorii contractelor, a manopirii cu care lucrează. Toată această legeritatea ei de a se purta în fabrică este numai și numai datorită lipsei de reacție a salariaților. Mai avem, din nou, nu știu dacă este același anonim sau un alt anonim, tot pentru doamna Crudu. Ascult. Cine a fost doamna Crudu? Dumneiei a lucrat doar la magazinul societății, nu, atât. Nu și dacă lucra, care am lucrat în depozit, în frig, fără, vă rog să mă lăsați să-i spuneți. Domnule anonim, am lucrat în depozitul de produse finite, când lumea mergea la Revelion, eu stăteam în frig înghețată, am reumatic și pregăteam lăzile pentru export. Te rog să te interesez foarte bine, că nu cunosc situația. În ultimii ani am fost la magazin. Eu am lucrat într-un depozit de produse finite neîncălzit și iarna lipeam alea, cum se cheamă, lăzării de export când lumea mergea la Revelion. Dumneata mergea la Revelion și eu lucram. Pe ce se bazează această doamnă Crudu? Se bazează pe soțul dumneei Octavian Crudu, care a lucrat da, la nu, Mopan Suceava pe la mecanică? Nu. Eu vă citesc biletul, nu... Da, da, și ne băgăm noi... Toți care au lucrat... Ne-a luat de soțul cuiva... Nu, nu, vă rog, nu, chiar nu vreau, că soțul meu n-are nicio vină, el a lucrat... Cine este parte? Doamna Gina Munteanu? Este nepoata domnului Octavian, doamne, da, ce lucrează la universitate și care alimentează tot Mihoveniu cu detergenți. Doamne, ferești! Nu, n-are nimic cum. N-are nicio relevanță, doamne, nicio legătură nu, cu... Auzi, domnule, dacă ești bărbat și ești așa, dă-ți numele, domnule. Faci niște acuzații gratuite. Ce te legi de nepoț, de soț? Eu nu m-am legat de soțul sau de soțiile nimănui. Eu m-am apărat pe mine. Asta pe doamna Sfart, într adevăr o acuz pentru că și-a asumat să conducă singură și eu acolo am acțiuni care le-am plătit și sunt ale mele, n-am primit nimic pentru ele, nu le-am donat, eu lupt pentru acțiunile mele. Să-ți fie rușine la obraz că nu ai bunul simț să-ți dai numele și te duci unde nu trebuie. Ești un om fără caracter. Dacă dă-mă judecată dacă ești anonim. Pe final de emisiune aș vrea să vă întreb ce intenționați să faceți în perioada următoare. Deci vrem să participăm la adunarea generală a societății. Vrem acest lucru, deci nicio adunare generală, niciun proces verbal de adunare generală înaintat, cum se cheamă, firmei care conduce insolvență, îmi scapă termenul că nu sunt jurist, niciun proces verbal al unei adunări generale fără noi nu poate fi luat în considerare câtă vreme public ne-am făcut și ne-am manifestat dorința de a participa la această adunare generală. Ca acolo să stabilim ce se poate face, ceea ce dorim noi de ani de zile. Nu sfarte cu 5 oameni. 5 oameni au ieșit cu dânsa. 6, 7. Nu. Suntem 1600 de acționari. Are obligația să ne anunțe. Să facă adunarea generală conform legii. Și totodată să ne dea... Exact. Să anunțe. Poate nu toți din asociația noastră, nu numai cei din asociația noastră. Poate vor și alții. Poate vor și alții care nu au aderat asociației noastre. Sunt atâți oameni. 1600 de oameni. Nu cred că toți sunt indiferenți la o valoare, că o societate ca Star Mod în centrul orașului este o valoare, nu? O acțiune a noastră valora 80 de euro. Ia să socotească fiecare. 30 de acțiuni în minim cât aveau cei care au depus un certificat. Ori 80, cât face? 3 ori 8, 24.
2400 de euro. Sunt foarte mulți oameni care nu au 2400 de euro, din cei bătrâni mă refer. Și dacă nu veți fi convocați sau anunțați, vom contesta, dar facem plângere penală și ne ceva. Vom face plângere penală și împotriva celor care au semnat, pentru că ei trebuie să știe, adică nu te duci și semnești, spui, dar nu știu, n-am făcut eu convocator. În numele meu nu poți să semnezi tu, nu mă poți reprezenta, eu nu ți-am dat niciun mandat să mă reprezinți. Ei trebuie să știe, cei care participă la AGA, că îi cheamă, nu poți să chemi, și asta mă mai deranjează. Ce le oferi? Protecție? Că, domnule, se încalcă legea. Dacă eu mă duc și semnez la adunarea generală în numele altcuiva, încalc legea. Cei care merg, din cei din societate și participă la acest act, încalcă legea. Asta este părerea mea. Poate greșesc cu ceva? Eu vreau să particip la AGA, nimeni nu mă poate. Și eu vreau să mă reprezint pe mine. Exact. Deci banii mei, care atunci erau 1000 și ceva de salarii, când am dat eu acei bani, nu au nicio valoare și vine domnul ăsta și îmi spune mie nu știu ce. Eu nu vreau să închid fabrica, domnul meu. Eu am lucrat cât am lucrat. Eu doresc această fabrică să existe, chiar să facă angajări. Știți, și salariul să nu fie de 5 milioane, să fie de 10. Dar cu sfarte în frunte nu va ajunge acolo. Înțelegeți? Cu sfarte nu va ajunge acolo. Nu facem asta din eroism. Suntem chiar interesați și material, pentru că acum, dacă fabrica intră în insolvență și nu se realizează o reorganizare, ceva, și se intră în faliment, să vinde pe 2 lei și noi nu mai luăm nimic din această societate. Iar doamna Sfarte spune că sunt mafia finanțelor. Noi nu vrem să dobândim aceste acțiuni la o valoare reală și să le vindem poate ulterior, poate nu le vindem niciodată, poate devine prosperă și suntem mulțumiți. Și le lăsați moștenire? Da, n-are importanță. Încă o dată repet, i-am spus și avocatei doamnei Sfarte că nu am făcut și o rog să se uite la dosar, că am cerut să nu se facă falimentul. Deci am martor în instanță în fața completului de judecată. Dar procesul de insolvență nu vă aparține, nu? Nu. La noi ne-am constituit ca parte. În prima fază ne-am numit intervenienți în interes contestatorii a societății. Și deci am făcut-o chiar cu bună credință. Nu că și noi suntem societate. Nu poți să ne acuzi tu pe noi că vrem să dea faliment. Tu ai dus-o în faliment. Răspunde pentru ce ai făcut. Doamna Achiței, veți merge până la capăt alături de aceste doamne bătăiase. Odată ce a început acest demers, nu se poate sfârși decât pe calea amiabilă să meargă societatea. Și decât societatea să se relanseze. Și dar numai decât cu schimbarea. Sunt atâția, să știți că sunt oameni capabili și la ora actuală inteligenți în fabrică care pot să preia frâile întreprinderii. Noi ne bazăm pe ei. Veți merge pe linie penală sau civilă? Nu știu. Nu, mergem pe... există dosarul penal care v-am spus cu garda financiară, ăla e penal. Există penalul care o achită pe doamna, v-am zis, și doamna, după ce o achită doamna Bivol, ea merge la o săptămână în presă și spune că noi suntem asasinile economiei. Păi fac din nou plângeri și am să-i spun doamnei Bivol că dacă ar fi pedepsit-o, nu-și mai permitea să mă acuze pe mine și pe ingineria Lungu că suntem asasinele economiei suceveni. Parcă noi am condus economia suceveni. Cine a condus-o, ăla răspunde dacă s-a asasinat într-adevăr economia, că s-a asasinat, ăsta e adevărul. Dar nu când noi trecem pe la Burdujeni și vedem unde a fost imus acolo pe dreapta și iupsul. Veți cere și despăgubiri? Bineînțeles. Vom cere la toți cei care ne-au creat prejudicii. Chiar începând comisare care au cercetat dosarele, care ne-au dispărut. Materiale. Vom cere daune morale și despăgubiri, pentru că noi am ajuns într-o situație de 7 ani de stres, de sănătate, iar dumnealor au deci am intrat acoperit-o pe sfarte. Din care chiar să vrei, nu mai putem ieși. Și ne deranjează că a avut sprijinul ăsta, pentru că chiar dacă ea se ducea și spunea că apără niște locuri de muncă, am mai spus odată că o sunat la dumneavoastră, am fost tot la televiziune și m-a întrebat pe locurile de muncă, acum au rămas locurile 200, de muncă are 200, da, dar cum i-am spus, domnule, nu le-a generat ea,
cele 200, să aibă 10 oameni, 11, 12, 50 până la 200. Nu, ea a avut 1900 de salariați, 1900 de salariați am fost, nu 1600, 1600 am participat la privatizare. Și poate nu mai era posibilă supraviețuirea cu modulul ăsta atât de mare, dar 1000 puteau rămâne. Puteau să rămână, aveam posibilitatea să rămânem ca societate. Da? Nu noi am fost cei care am alungat oamenii din această societate, când chiar și eu am fost mazilit. Alungat. Eu consider că dacă se face reorganizare, dacă vin niște oameni care au interes să apere societatea cu adevărat și locurile oamenilor de muncă, se poate face cu condiția doamna Sfarti să se retragă de bunăvoie. Eu n-am niciodată, doamnă, n-am încercat să te bag în pușcărie. Dumneata a încercat, dar eu n-am încercat. Eu ți-am spus, am mers de N ori și nu m-ai primit, nu ne-ai primit pe noi pe toți să discutăm. Ai spus că vrei să salvezi societatea. Acum când ai distrus-o, că ai de adus contracte, te duci și spui la contractări, la București. Am început noi procesele în 2007. Societatea avea datorii de 1.700.000 de euro. Tot anul 2007 am fost la ea și am cerut să fac o adunare generală, i-am cerut să ne arate acțiunile și n-a vrut. Ne-am adresat instanței și la urma urmei, dacă instanța a hotărât să fac o adunare generală, de ce? De ce n-am făcut-o? Ce-o deranja? Noi nu putem face nimic. Noi am cerut să dizolve pasul, că nu mă mai reprezint, mi-am dat demisia, dumnealui la fel. Să nu mă poate obliga să fac. De ce-l mai ții? Dacă noi am cerut să ne dea acțiunile, de ce nu ne le dă? Dacă acum face AGA, de ce nu ne lasă și pe noi? Ce putem să-i facem? Să stea, dacă se teme de noi, deși noi nu suntem agresivi, să stea cu bodyguard-ul aia pe care îi plătești. Uite, domnule, știi de ce ia soția dumitale? Nu că cheltuie doamna Crudu, că ea cheltuie din pensia ei și noi cheltuim din salariile noastre. Plătiți bodyguards, oamenii câștigă și eu pâine, unde îi trimite firma acolo. Dar nu-i nevoie să-i plătești. Pentru ce să-i plătești? Dar spațiile alea unde ei păzesc trebuie închiriate, doamnă. Le trebuie închiriate ca să aducă bani în societate. Păi, doamnă, te rog să-mi permis să-ți răspund eu. Știi de ce nu vrea doamna Sfarte? Pentru că dânsa este rămasă de pe timpul lui Ceaușescu la cont. Este singurul director care este de pe timpul lui Ceaușescu. Asta nu e o vină. Ba da. Îi place foarte mult funcțiile. Ea este asta terminată vină, după. Asta nu e o vină, doamna. Îi place funcționa. Da. Ea consideră că cei care n-au studii, n-au valoare, de-aia pe mine mă atacă și mă calomnează, mă atacă, dar eu nu, eu sunt dar un om cei cu studii normal, n-au valoare. Dar la dânsa nu are nimeni valoare. Dânsa este cea mai deșteaptă, cea mai bună, cea mai care vrea să apere societatea. Nu, doamnă, eu nu vreau să o distrug. Vreau să rămâi, dar vreau să pleci dumneata de acolo că ai adus-o în faliment. Dumneata ai adus-o dar în bine, faliment. Dar bine, asta nu vrem abuziv. Nu, legal. Vom face o propunere în adunarea generală. De aia suntem mergem. De ce să te temi? Stai un pic, dacă lumea mă propune să rămân... Dar are pensie, doamna. Doamna, este ea dumnea ei, are vârsta de pensie, a depășit vârsta de pensie. Pe Dumitriu l-a scos forțat și era un om care a avut invenții, inovații pe timpul lui Ceaușescu. L-a scos forțat și din Consiliul de Administrație și de la fabrică, nu? Era de acord să semneze ce făcea ea. L-a scos forțat de acolo. Doamna, dumneata ai scos pe toți. Ei forțat să plece de acolo. Cum poți să stai așa într-o societate 2 ani fără Consiliul de Administrație? Dar e legal lucrul ăsta. Să conduci de unul singur? Noi am mai zis asta. Autosesizarea nu există? Păi asta trebuie aparte. Deci o societate pe acțiuni... Am solicitat și la parchet să se autosesizeze, mai ales că sunt... Vă dau articole din presă unde au scris presa. Că fă o plângere. Dar de ce să o fac eu? Autosesizați-vă voi. Ai cazul în față. Cum spune domnul Livițchi, este o vorbă... Da. Faptele din notorietate nu trebuiesc probate. Sigur că deci, da. Mai ales vede clar, presii, nu? Presa se asumă. Eu am văzut că o parte din presă se duc la dosare și își iau din dosare. Trebuie eu să mă lupt cu polițistul, eu să mă lupt cu procurorul. Dar ce treabă am, domnule? Făceți-vă datoria acolo, că luați un salar frumușel, suntem locul mulțumiți cade, că vă avem, fotolii. Vrem să ne apărați, apărați-ne, domnilor. Nu? Dar pe dreptate.
Deci asta ne nemulțumește. Nu am cer... Știți ce mă doare, doamna Dana? N-am cerut bani, n-am cerut dividende, n-am cerut bani, n-am... am cerut o convocare AGA, înțelegeți? Să știm în ce situație în 2007 se afla societatea. Am cerut să ni se dea acțiunile, că ne-a dat adresă, ne-a dat adeverință că avem acțiuni, ne recunoaște, să ne dea acțiunile, pentru că fostul director economic, când noi le-am cerut, haideți sus că vi le dau, ni le-au arătat, erau într-o ladă de carton, erau ștampilate, erau nominal scrise, dar nu erau semnate. Și zic, dați-mi, dar nu semnate, doamna Sfarte refuză să le semneze. Pentru că dacă scapă aceste acțiuni de mână, ea nu mai poate conduce singură, trebuie să vă, trebuie pe voi, pe și toți. Și am găsit un proces verbal al unei adunări generale, așa zise, că normal, conform expertizei, niciuna nu e din 2010, parcă, sau 2006, nu mai rețin anul, în care la unul din puncte exista obligația managerului de a distribui acțiunile. Acestea au fost tipărite. Am eu la mine, dacă vrei. Da, este un punct la. Deci directorul economic cere așa ceva și da, ea refuză să le dea în adunarea AGA. Și AGA a aprobat, așa zis, AGA a aprobat și ea nu le-a distribuit. Dar și le-a motivat cumva? Nu! Le ține într-un seif la ea în birou. Vă spun eu că m-am interesat. Că am spus, le ai tu, le ai tu. Nu, nu-s la mine. Ca să-mi spune cineva, a fost. Doamnă, dumneavoastră folosiți paranormalul, știți tot. Da. Uite, vedeți, știți ce spune doamna Dana? Pe noi ne iubește Dumnezeu și am să vă spun de ce. Nu m-am așteptat ca joi la ora 2:30 să fiu sunată și să mi se spună cum să șoșotea. Nu m-am așteptat. Eu preferam să nu știu, vă spun. Ea prefera să nu știu. Credeți-mă că nu m-am așteptat. Am rămas surprinsă când m-a sunat, dar nu unul. M-a sunat. Pe urmă m-am întâlnit în magazinul Kaufland cu una și m-a tras după raf, credeți-mă că nu vă mint. Deci joi la ora 3 m-am întâlnit în m-a tras să nu vadă nimeni și mi-a spus, doamna Lenuța, noi nu știm nimic, nu ne spune nimic. Am aflat de la dumneavoastră că ne-au reținut bani și nu ne-au plătit la stat și acum e urmărită penal. Nimic, nu discută cu noi, nu ne informează nimic, că e insolvență. Înainte că nu... de Crăciun am venit la o emisiune aici și a spus că nu e adevărat, ne-a făcut insolvență și o sunat și ne-a făcut, ne dă în judecată de calomnie. Asta afirmă peste tot. Cine ceva, ea pierde contractele și îi dă în judecat. Credeți-mă că am plecat de aici era, văzând eu nu, cu era câtă siguranță vorbește. Am spus, cred că sunt nebun. Înseamnă că eu am fost la un alt proces. Nu, eu fusesem în sală. Și m-am dus acasă și curtea am verificat încă o dată să văd. Și curtea a dispus începerea procedurii de insolvență. Eu nu mă bucur de acest lucru. Dar asta e realitate. De ce s-o ascunzi? Și daune că faci... Tu le faci pentru că nu cauți să, cum să spun, aplanezi. Nu să aplanezi, tu nu cauți să facem așa fel încât să oamenii să aibă de lucru. Să nu, aibă... cu noi, mă refer la relația cu noi. Nu, ea cu noi n-a purtat dialog. Că, știți de ce? Că în momentul când îi spui realitățile astea, face crize, nu vă pot spune. Trântește telefoane, fumează țigară, ne intoxică, țigară după țigară, trântește cu pumnul masă. Toți am fost la discuție, nu eu. Vă rog să confirmați. Ea ne-a chemat la o discuție, am fost și oameni din fabrică, am fost și noi. Și ieșea săracul Livițcu, se intoxica, că el e bătrân de la fumul ăla. Și eu spus, te rog, nu mai fuma, doamnă, că nu pot să stau la discuție. Nu se stinge așa prima dată. Și când a trântit, nu știu cine, i-a spus ceva și eu un răspuns. Când a trântit, a înjurat. Eu accept să fiu criticat. Și eu tot. Și uitați-vă, în momentul în care venim, noi ne expunem, da? Nu ne ascundem după să mă duc ce, să-i trimit o anonimă lui Sfarte. Eu i-am spus în față ce am avut de spus. Dacă greșesc cu ceva, măcar asta, trebuia să-mi spună că greșesc, nu să își angajeze nu știu câți avocați, dar la urmă urmii, nu în procesele cu noi, că avocații care vin în procesele cu noi nu vorbesc nimic și câștigă. Auziți, mă uit așa și în ochii lor, nu îi treabă, aveți întrebări? Nimic. Dar trei avocați. Da, la insolvența are plus juristul. Are și jurist pe care îl plătești. Haideți să vă spun și asta. Au trimis pe doamna juristă, ne-au spus posturile de televiziune să nu ne primească pe noi în emisiune, pentru că pierde ea contractele. După aia... Cu amenințări. Da, cu amenințări. După aia s-a dus la televiziuni, și am înțeles că a fost la dumneavoastră, să deie dreptul la replică. Și... nesemnat. O dată un drept la replică. Păi dacă vrei
drept la replică. Din acolo unii noi protestăm și îți stăm replu la replică. Și îți spunem în fața aparatului. Eu mai am un reproș pe care vreau să-l fac, doamnei Sfart. Când tu ai procesul în care fabrica ta, la care zici că ții atât de mult, este scoasă la mezat cu altul. Și tu să nu vii la un proces. Nu vii la niciun proces? Cum să nu vii la niciun proces? E măcar să vezi dacă avocatul ăla care te reprezintă e bun sau nu. Sau dacă pledează. Că nu pledează. Să vezi ce pledează. Să vii în sală acolo, să te lupți. Să vezi și tu, să vedem un pic de atenție. Vin oamenii ăștia cu 30-40 de acțiuni la proces ca să-și apere un drept al lor. Nu altceva. Vreau să vă mai spun cu una din acționarii. E bolnavă, are cancer, face citostatic și s-a dus la, am aflat, că la mine nimeni nu a venit, nu a spus o fată din asociat, s-a dus la doamna Sfarte să o roage, să-i cumpere, cum o cumpăra și la alții, să-i cumpere acțiunile, să duce la Cluj la citostatic. Și a spus, eu n-am făcut așa ceva niciodată. Ba, ai făcut, doamna, ai cumpărat de la Luana Ursoi și la doamna Juravli. Îți spun eu de unde, că eu am buletin oficial. Deci Ursoi ți-a vândut toate și i-ai dat bani grei, pentru că i-au participat la această, i-au sunt certificatele, și de la doamna Juravli ai cumpărat. Un om bolnav de cancer care ți-a cerut un ajutor, doamna, atâta umanitate ai. Dar nu i-a cerut pomană. Nu, i-a cerut să-i le cumpere, să-i dea ceva pe dânsele, că a zis că n-are bani să ducă la Cluj pentru citostat și a spus că ea n-a făcut așa ceva și nu poate să facă și n-are timp să discute cu ea. Ca să vedeți că, și a spus, crede în Dumnezeu. Întrebare de final, da. Și am să vă rog pe toți trei să răspundeți. Ce speranțe credeți că aveți să rezolvați această problemă? Doamna Dana, eu vă spun așa, noi vom lupta, vedeți că suntem luptători. Eu v-am spus exact de Suceava. Dar vom lupta pe cale legală, cu documente, cu, vă spun, cu plauzibile. Nu vom încerca să facem intervenții la nimeni, nu vom merge, eu știu, să mințim în instanță, odată să spună că sunt acționar ca să nu se desfacă pasul, iar pe urmă nu mai sunt și n-am calitate procesuală și n-am calitate procesuală și să duce în instanță și câștigă. Noi acum vom redeschide toate dosarele. Să fie clar, chiar dacă nu ne acceptă acolo, toate le vom redeschide. Nu se poate ca justiția să vede ce este în justiție. Cred că vor intra și ei în limitele legalului. Da. Și ne vom lupta până vom câștiga. Stimată doamnă, știu că îți pui averea prin numele altor persoane, dar la momentul din 2007, când noi am început acest război, ăla este momentul când dumneata trebuie să ai cei ce ai avut. Eu vreau, dacă colegii mei nu, eu te voi da în judecată să mă despăgubești, pentru că m-ai vătămat foarte puternic. Deci la 400 de milioane și tu îmi spui că am luat premiu și dividend, păi ăla nu mi-anulează dreptul meu de acționar. De aia am investit, ca să iau dividende. Noi am fost vătămați moral, în exact, primul rând. Și moral. Eu vreau să-ți spun că eu am hârtie, am făcut diabet de când mă judec cu dumneata. Iar domnul anonim care spune că mi-ai dat bani să intru eu în procese, să vină să-i arăt fișa, exact în 2007 am făcut diabet când am început lupta cu dumneata. Deci să nu te crezi că eu nu mă duce să fac presiuni la nimeni. Dar voi cere instanțelor de judecată și mă voi adresa și CEDU să facă, să judece, să nu se folosească de niște chichițe mici și să te protejeze pe dumneata. Să judece legal după documente și după probe și după declarațiile martorilor. Atât am avut de spus. Îmi cer scuze dacă... Mie nu mi-ați răspuns la întrebare. Da. Aveți speranță că veți rezolva? Da, am speranță pentru că eu v-am spus de la început, eu mai cred în justiție. Am întâlnit judecători și procurori foarte corecți. Am întâlnit comisari de poliție, credeți-mă... Până la proba contrarie, toți sunt corecți. Nu, doamnă, eu pe ăsta care m-a ținut în actul la el în sertar 2 ani de zile, nu-l pot considera cum. Da. Pe acest domn inspector Murărașu, care nu și-a făcut datoria punând declarația acelui om la dosar... Nu va decide instanța că este vinovat... Nu, dar în instanță, stați să vă spun, instanța știi ce spune? Când, într-adevăr, din eroare, a rămas la urma dosarului. Dar e, doamna Crudescu, ea personal îl consideră că o vină
morală, nu și înțelegeți? Nu chiar și de servicii, acest domn Murărașu, efectiv și-a făcut datoria. El trebuia să, că dacă acea declarație a directorului Dumitriu, care era și membru în Consiliul de Administrație și membru în Consiliul la PAS și director adjunct, a dat o declarație corectă. Dacă acea declarație se afla la dosar, nu putea să o scoată de sub urmărire penală, doamna Dana. Deci până la urmă aveți încredere în justiție. Am încredere în justiție. Eu n-am spus că toată justiția este, doamne, sunt procurori, v-am spus, în fața căror mă închin. Am întâlnit oameni, nu pot să vă spun, că mi-era jenă, dar nu pot să le vreau să le amintesc că sunt colegi care nu le fac cinste. Doamna Lungu, vă rog, răspundeți-mi și noastră la întrebare. Aveți da, eu speranța fac, că cred se va ajunge... Răspund la fel cu colegul meu. L-aș lăsa pe el întâi să răspundă. Vă rog, da, speranțele sunt foarte mari. Tot sperăm. Și cei din fabrică, și sfarte, tot speră să se redreseze. Este dar faptul că aduce de lucru, asta e obligație din servicii. Doamna Cundu spune că veți ajunge la CEDO. Dumneavoastră, da, unde toate, vreți să ajungeți toate să rezolvați problema dacă nu se va putea aici la noi? Noi sperăm să o rezolvăm în societate, cu OAGA. Eu asta sperăm. Și la CSM mă voi duce. Aici. Noi sperăm ca societatea să se reorganizeze. Marea speranță asta este. Și asta nu numai din punct de vedere moral, poate avem și noi obligații, ci și material. Sigur. Le punem pe amândouă. Nu e o crimă să-ți ceri îndrăș material. Da? Deci, la ora actuală, dacă ne acuză cineva că vrem să distrugem societatea, ăla nu-i sănătos la cap. Pentru că înseamnă că eu îmi scot banii din portofel acum și le dau foc. Când am ce face cu ei. La ora actuală nu au valoare acțiunile noastre și degeaba ni le-ar da doamna Sfarte, că noi ar trebui să-i cerem daune. Bine, daune pentru să intri la proces, la insolvență și, doamne ferește, începi falimentul să vindești, ții ce-ți dă, nimic, nu primești nimic. Deci noi suntem să salvăm societatea. Din punctul nostru de vedere este cel mai bine să rămână societatea, să funcționeze, să se reorganizeze cu oameni capabili care nu mă îndoiesc că există în acea societate. Să facem înțelegeri cu finanțele. Să se facă o dată pe an o adunare generală. Poate chiar și mai des, că este o plăcere ca fost salariat să mergi, să te întâlnești, socializezi. Mulți dintre ei sunt pensionari, poate nu iese din casă, e o plăcere să se îmbrace mai bine ca duminica la biserică, o dată pe an să meargă să se întâlnească cu foștii colegi. Și să se reorganizeze societatea și să se negocieze datoriile cu ANAF-ul, cu care sunt eșalonate, poate. Să se eșaloneze, să se găsească variante și soluții. Cred că există. Eu fiind mafia finanțelor, promit că mă duc să se păstreze acele locuri de muncă. Și eu tocmai vă spuneam că sunteți Xena de Suceava. Păi dacă doamna Sfarte așa spune că sunt mafia finanțelor, doamna Dana, dumneavoastră dacă aveți de recuperat de undeva niște bani, vreți să-i recuperați. Eu vreau să-mi recuperez banii. Așa și finanțele la buget, ei sunt bugetari. Din bugetul ăsta plătesc pe domnul judecător, pe domnul polițai, pe profesori, pe ăștia de la primărie, pe toți îi plătesc. Ei, acest buget trebuie să corecteze, da? Deci ei luptă pentru ei, noi pentru noi. Nu că ne-am dus noi și am spus, știți, noi suntem de partea voastră, nu. Noi suntem realiști. Adică fiecare care are o pierdere o dorește să-și o capete, doamna Dan. Mi se pare corect. Eu nu pot decât să vă urez succes, să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Și noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim că ne-ați tolerat, că într-adevăr poate uneori... Și sperăm la următoarea întâlnire să venim și cu doamna... Poate vine și doamna Sfarte. Să vină cu noi. Da, cu documente. Îmi place ca data viitoare când să venim veniți, împreună cu ea, nu numai singură. Să aveți problema rezolvată. Și, da, și să vă invităm la fabrică să tăiem fabrica că o inaugurăm și merge bine. Da, da, chiar să știți, cel dacă într-adevăr se relansează această, se reorganizează, mi-ar face mare plăcere să vii presa, așa cum au venit la protest să vadă. Da, asta parcă întorc emisiunea sfârșită. În 1991 aveam la sfârșitul anului bani rămași pentru investiții, că nu aveai pe ce să-i cheltui, doamnă. Am fost prima fabrică din oraș care am avut termopane. Deci termopanele alea care acum sunt vechi. Marmură, scări de marmură. Marmură, termopane. Deci era o fabrică prosperă și este un domeniu care încă merge. Amintiri frumoase care stârnesc nostalgii. Exact. Să știți că chiar mă doare.
chestia asta. Când văd corpul ăla vândut, cu avut pus că îl închiriază, știți că mă doare, mai ales că tăiași copace din față, fabrică și așa a rămas de urât, pentru că e proprietatea domnului Bujoreanu. Eu nu pot să-l acuz pe om, e proprietatea lui. Cum treci ea? N-o doare sufletul, că pe mine mă doare când văd asta. Pe ea n-o doare? Pe ea nu interesează decât funcția și scaunul ei. Deci, vă mai zic ceva, un reproș. Noi în 2007... Mie. Nu, către doamna Sfarte. În 2007 când a vândut cu 1.260.000 de euro, a rupt fabrica. Deci, și urmau și alți pași. Noi asta am presupus că urma să întâmple. Cu cei 1.260.000 de euro, ea trebuia să meargă să-și achite datoriile. Mai rămâneau un pic. Rămâneau și niște bani, dacă îi mai trebuiau să, pentru salarii. Și trebuia să convoace o adunare generală. Să spună, fraților, sunt depășită. Probabil că era depășită. Era depășită, avea și probleme cu soțul. Toți suntem la un moment dat depășiți de anumite probleme. Și atunci ce faci? Cere ajutorul cu ei, celor din jurul tău, nu? Nu te închizi acolo și-o tras obloanele și ce au zis? Dar nu să plângi că e bolnavă. Eu. Are drept de pensie. Dacă este bolnavă și-o făcut ani de serviciu, au ajuns la vârsta de 62 de ani de acum. Du-te, doamnă, la pensie, că nu te urmărește nimeni. Și lasă un inginer, lasă-ți un moștenitor acolo și nu o să te supere nimeni, doamnă. Nu o să-ți iei nimeni acțiunile cum ai făcut dumneata cu noi. Nu o să ți le iei. Și nu urmărește nimeni să te bagi în pușcărie. Roagă-te la Dumnezeu să fii sănătoasă. Dar te plângi că ești bolnavă la oamenii, le spui că pleci, că faci perfuzii, că nu știu ce. Păi dacă ești așa de bolnavă, ai condiții de pensie, îți poți face și societatea dumitale. Să o ai pe-a dumitale. Nu-i nicio problemă. Poți că ești capabilă să o faci, fă-o. Cu banii noștri. Dar aici lasă oamenii ăștia care au acțiuni și care poate s-au sacrificat când au cumpărat aceste acțiuni. Bine, știi prea bine că s-a dus Terenchi la dumneata. Sperăm, dar nu știu dacă se poate și realiza acest lucru. Și ți-a cerut să nu vină la privatizare că soțul ei este bolnav și ai spus dacă nu dai bani, pleci. Așa i-ai spus lui Terenchi, adu-ți aminte. Fata a declarat asta. Știrile Bucovina TV trebuie să intre din nou. Da. Și noi vă mulțumim încă o dată și vă mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas în fața televizoarelor până la această oră. Motive de meditație cu toții avem. Am un mesaj însă pentru dumneavoastră, un mesaj care l-am folosit și în timpul emisiunii. Nu uitați, sunteți cetățeni ai Uniunii Europene și aveți drepturi. Argumente, explicații, declarații, ale politiciei pentru...